Bună dimineața, Iuliana! Bună dimineața, Marius! Hai să vedem ce zice Părintele Elpidie și Costioniță. Lucru foarte interesante și tare. Părintele Elpidie, care este cunoscut de toată lumea, acela cu barbă albă, face mărturisire cutremurătoare despre convorbirea cu Duhul cel Rău dintr-un tânăr posedat. A făcut o exorcizare. Și întreabă pe diavol, ce te sperii mai mult decât orice? Se frică de rugăciuni, de rugăciunile pe care le spun creștinii? Se frică de crucea pe care o fac ei? De sfânta împărtășanie? Sfințirea pe care o primesc ei? Și știi ce a spus? Nimic din toate astea nu mă sperie, pentru că nimic din toate acestea nu mă ating. Și nu le faceți cu dragoste. Mi-e frică de iubire. Mi-e frică de iubire. Repetă. Mă tem de cele ale cărui bătăi ale inimii le auzi spunând, Doamne, te iubesc. Mă tem de cel care vine să discute cu Creatorul său cu dragoste. Mi-e frică de acela căruia când ridică mâinile, inima îi bate de dor. Mă tem de cel care își iubește semenii, care iartă, care se pocăiește. Când i-am pus întrebarea, adică cel care se pocăiește, cât de mult te tem de el? Atunci l-am simțit că se prăbușește și a început să țipe și să strige. Nu suport asta, mă arde, mă arde. Deci cel care se limitează pe sine, cel care se sperește. E cel mai puternic, cel care merge în jos, nu în sus. Cel care se limitează continuu. Îl arde pentru că toți îi dau putere lui și cu cât când pierde câte unul, el pierde din puterea lui. Da. Foarte interesant. Și apoi să mergem la Costioniță, care spune niște lucruri superbe. Dar mai multe. A zis așa aici. Restrângerea, el a ținut un post de 4 zile, numai cu apă. Și schimbările care i s-au întâmplat au fost fantastice. Și am realizat ceva foarte tare, zicea, cu postul acesta. Deci restrângerea trebuie să practici. Că dacă nu practici, nu se înțelege. Că mergem în pas cu teoria noastră, cu școala iubirii. Deci restrângerea este foarte bună. Acumulezi energie de potențial zero. Adică te duci în zona neutră. În funcție de intenția ta, aceasta te o folosești în ceea ce vrei. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, ai energie pentru asta. Dacă vrei succes, o direcționezi pentru asta. Dacă vrei manipulare, faci asta. Deci tu acumulezi energia asta în ființa ta, dar nu înseamnă că te iluminezi sau devii vreun sfânt, decât dacă asta dorești. De exemplu, cei de la măsuță se restrâng prin îmbrăcăminte și nu stau pe telefoane, case mai simple, etc. Energia acumulată o folosesc în ceea ce știm deja și anume să păstreze cărțile lor sfinte și conducerea financiară a lumii. Deci indirect stăpânii practică, pe exemplu, continența sexuală de la un grad superior în sus pentru harismă și putere de manipulare asupra maselor. Deci ei știu mecanismele acestea, nu? Deci ei știu să acumuleze energia de tip zero potențial pe care o direcționează pentru controlul politic statal. Noi nu mâncăm, ne îmbrăcăm mai modest, încercăm să nu ne contrazicem,
acumulăm aceeași energie potențială zero care este divină. De altfel și energie creatoare pe care noi o folosim să primim înțelepciune sau ce chestii vrem să le facem. Deci, restrângerea este bună, dar scopul trebuie să fie de bun simț dumnezeesc. Că altfel ne pierdem la fel ca și ăștia care știu chestii și care direcționează energia strict pe planul material și astral inferior. De aceea ne-am și băgat în Biblie după Geneză, ne-au și băgat în Biblie după Geneză diverse modalități, eu era să zic mortalități. Dar e bine și așa, cred. Da, diverse modalități să pierdem energia vitală prin mâncat de mortăciuni, gust, jertfă plăcută, Domnului și mai departe. Așadar, energia acumulată prin restrângere este esențială pentru a ne urca pe verticală, având în observație bunul simț, natura, divinum. Apoi am trimis convorbirea cu Simona și cu Teodora de ieri, de la prânz, cu Papa Honorius și cu cartea lui de rugăciuni, la care la fiecare rugăciune el indica să se citească niște psalmi ca să poată să crească ura, da, ura și furia omului. Deci, să cheme... deci ritualul acolo era satanic, incredibil, de nedescris, magie, magie și vrăjitorie și psalmii erau folosiți pentru magie și vrăjitorie ca să întărească, să poată să cheme acele forțe întunecate. Scopul era diabolizarea omului. Asta am vrut să spun. Deci noi am tradus cât s-a putut din... Este mică, este ca o broșurică. Și am tradus și acolo se vedea clar că el vrea plăceri pentru el, dar să nu fie pedepsit pentru plăcerile acelea. Da. Invocația era adresată lui Belzebut, Satana, sau mai știu eu care alți, alte ființe întunecate, dar scopul era ca de diabolizare omului. Acela scop este și la rugăciunea clasică. La rugăciunile clasice, pentru că Dumnezeu este pus la distanță și sau este un om intermediar între Dumnezeu și om, adică se taie legătura cu el și asta se numește vrăjitorie sau magie, în definiția clasică a magiei. Vezi, tot post de 3 zile a făcut comentariul la filmul făcut de noi, să acumulezi energie, deci acolo era un ritual unde trebuia să ții post 3 zile. Și apoi intenția lor este să facă nenorociri, așadar știu chestii. De fapt, asta este și frumusețea. Energia potențială de tip 0 este substanța cu care putem face atât bine cât și rău. Deci este energie divină, depinde de noi ce facem cu ea. Cei care conduc lumea și oamenii de la măsuță o folosesc pentru a ține cărțile lor sfinte și poporul la conducerea lumii, gândind tot felul de scrieri pe care le impun celorlalți oameni de-a lungul secolelor, de la o resetare la alta. Noi trebuie să fim focusați tare pentru că nu ne putem sustrage de la legea cauză-efect, fie că facem bine sau rău. Ei, cei care conduc lumea, stăpânii, nu se vor sustrage nici ei de la tâmpenii, de la ce tâmpenii au creat prin învățăturile lor. Deci n-ai cum. Se referă la faptul că în momentul în care omul devine o ființă întunecată, se duce unde sunt ființele întunecate. Da. Pentru că omul care este bogat, are tot ce vrea, este o ființă întunecată, să se știe asta clar. Omul care atacă persoana, care are agresivitatea interioară, nu se discută, se duce acolo. Pentru că ca să poată să fie curățat, nu că are cineva ceva cu el. Se duce în iadul ăsta întâi ca să poată să-l mai salveze. Îi se mai dă șanse. Da, într-adevăr, el mai poate să reacționeze, să se comporte agresiv, să răspundă reactiv, dar în modul acesta este să curăță sufletul. Dacă poate să accepte lucrurile astea bine, dacă nu îi crește focul la interior și după aceea îl ia Dumnezeu, îl duce în iadul 2 direct de acolo. Nu este, e normal să fie așa. Asta în mecanismul dual, în dualitate. Noi nu ne ducem nu în dualitate, că dacă te duci nu în dualitate, nu mai există nici discuțiile noastre. Totul se închide. Deci folosești non-dualitatea nu ca să te ridici pe tine încă într-un conflict cu celălalt, să-l lovești, să-l omori, ci folosești non-dualitatea doar pentru tine,
ca să poți să oprești tendința pe care o avem noi de a judeca și de a critica, acuza și de a urâ, ura. Pentru că ura cheamă forțele cerului să, în prima dată să te lovească, în același timp ura este o manifestare a unei ființe întunecate și este o poziționare pe care deci, te și poziționează. Deci noi ne poziționăm imediat când atacăm o persoană, imediat ne-am poziționat în iad. Pentru că noi coborâm și urcăm în mare de dincolo concomitent. Deci ceea ce facem aici, gând, cuvânt, faptă, contează enorm pentru că îți dă o poziție. Deja îți dă o poziție. Când la moarte, când se ridică modelul ideal, conștiința, cum trebuia să fim și nu am fost, atunci imediat cădem. Este doar o certificare, dar noi deja suntem poziționați. Deci noi când plecăm de aici, suntem exact în locul unde merităm, pe nivelul de vibrație. Trebuie să înțelegem că atacul asupra celuilalt este un atac asupra soarelui de iubire. Criticile, acuzațiile, răutatea, bătaie de joc, ironia, toate lucrurile acestea sunt de fapt iad. Sunt iad, suntem deja poziționat acolo. Nu știu, ar trebui un efort mult mai mare ca să poată să iasă de acolo, dar în locul ăsta singur nu prea poate omul, că omul răit, răit rămâne. Deci cum a început, așa va sfârși. Dar vine Dumnezeu prin necazul tot timpul și el îl calcă în picioare până nu Da. mai poate, în mod repetat, și se poate să-l curețe, că îl curăță prin necazul, prin durere. Deci de-aia trebuie să înțelegem că boala, suferința, pierderea, nenorocirea, toate lucrurile acestea sunt chiar vindecarea. Că vine de la Dumnezeu, trebuie doar să înțelegem rostul lor, dar noi nu putem să vindecăm, că nu boala trebuie vindecată, trebuie să vindecăm modelul acesta de comportament care este foarte agresiv și modul nostru de a privi lumea și viața. Modelul ăla trebuie schimbat. Că dacă îl schimb pe ăla și este o problemă doar de energie subtilă, că am discutat și a explicat Costi, trebuie să acumuleze energie subtilă și asta se face mai pe înfrânare, strângere și dăruire. Dacă nu ai energia aceea, nu poți să schimbi absolut nimic. Necazurile îți vin ca să te ducă în poziția asta, să te încarci cu energie. Dar noi zice că este un lucru rău. Și luptăm cu omul din fața noastră, când de fapt omul din fața noastră ne-a produs o răutate, este, ar trebui să-i pupăm mâinile, pentru că de fapt ne-a salvat sufletul. Ne-a mai dat Da. în viață, ca fel muream. Pe nivelul nostru de agresivitate interioară, de orgoliu sau de atașare de materie, muream. Deci oamenii care ne necăjesc sunt darul de sus de neprețuit, sunt medici ai cerului care vin să ne salveze viața și noi îi punem etichete negative la celul care vrea să ne salveze. Mai este o chestie. Medicina clasică nu se referă, preoții nu se referă, psihologii, politicieni, avocații nu se referă la cauze, nimeni nu se referă la cauze. Cauza este comportamentul adictiv, adică o viață întreagă dimineața până seara facem, căutăm totul ca să ne fie nouă mai bine. Asta întărește ego. Când a întărit ego, chem din față suferința și vine automat. Apoi, oamenii aceștia care sunt suspuși, zici, da, dar ei nu suferă. Au suferința lor de toate formele, pe de altă parte ei folosesc amplificatorul ai puterii, adică poziții sociale, bani, intră într-o fel de societăți secrete ca să fie apărați de consecințele, pentru că prima dată Dumnezeu vine prin oameni să-i scadă și ei se apără prin această putere exterioară. Dar în momentul în care sunt momente când Dumnezeu vede că nu reușește, că privește pe fiecare om cu drag. Dacă nu reușește să-l scoată de acolo, vine cu boli, vine, uite, spre exemplu, nu știu care din ei, cum îl chema, Rockefeller, s-ar putea să greșesc numele, o viață întreagă a avut o boală de stomac în care i-a dat un fel de uce, care se activa imediat la tot ce era rafinat, gust plăcut. El n-a putut să mănânce deloc, nu a putut să se bucure de simțul acesta de mâncare deloc. A fost tăiat din start. Da. Deci i-a dat o chestie din asta care i-a luat toată bucuria. Poate au mai multe, dar nu știm noi. Sunt. Sunt fiecare are tot felul de chestii de toate felurile și nu ca să-l omoare să se facă ceva, că Dumnezeu vrea să pe fiecare să-l aducă în iubire. Și oricum îl va aduce în iubire. Adică dacă acum este stăpânul stăpânilor, omul cel mai rău urât de toată lumea, peste alte vieți, 400 de ani,
S-ar putea să fie un om minunat. Deci să nu privim în mod așa radical lucrul acesta, că da, sunt acum în situația aceasta, după aceea s-ar putea să se schimbe, că dacă se duc lumea de dincolo și îi calcă ea în picioare acolo, s-ar putea să se curețe. Nu știu, de sperietură, de frică, s-ar putea să se schimbe, nu știm. Dar important este starea noastră interioară, să nu fie de acuzație, că este de fapt tot soarele de iubire și stăpânul stă la lume. E soarele de iubire că a luat acest rol. Ce să facă? Ăsta e rolul lui, ca să ne vindece pe noi. Asta e poruncă de sus. Pe Da. nivelul lui de orgoliu pe care îl avea egoist și mai departe, Dumnezeu a zis, hai că ești bun ca să îi reglezi pe ceilalți, să-i scazi în toate modurile posibile. El este de fapt un medic ceresc. Nu putem să-l urâm în mod absolut. Este tot soarele iubirii care ia acest rol. Starea noastră de îngăduință maximă este foarte importantă. Să nu vezi rău nici unde în lume, să fii îngăduitor și cu ăla care te chinuiește și vrea să îți ia viața, să fii îngăduitor, atunci asta este salvarea noastră. Și se schimbă și soarta. Citeam odată într-o carte un exemplu cu doi frați care unul din ei făcea împrumuturi de la cămătari și făcea tot felul de afaceri necinstite, iar celălalt era un frate cu minte. Și au venit cămătarii să-l prinde pe ăla să ia bani și el a fugit. Și a rămas fratele cu minte acasă. L-au legat cu cătușe de un calorifer. Și el și-a dat seama că îi avea o rangă de fier în mână și și-a dat seama că o să-l omoare. Și a cedat viața lui, s-a lăsat. În clipa în care te lași, dar este foarte mare putere în asta. Când te lași, și-a făcut corespondență cu filmul acela cu viața lui Dogen. Zen se numește filmul. Nu l-am A văzut. vrut șogunul să-i taie capul și a cedat. Când a cedat, i s-a blocat mâna. Da. Și a căzut sabia din mână. S-a schimbat soarta instantaneu, nu se schimbă situația de viață când cedezi, pentru că vine Dumnezeu vine imediat și te susține. Și unul din ei a ridicat ranga într-adevăr să lovească în cap. El și-a cedat viața și atunci i s-a blocat mâna lui ăla, nu mai a putut să lovească. S-a lăsat pe gubă și a fugit. Au venit vecinii, l-au scos de acolo, dar el avea dureri la cap foarte mari și s-a dus la doctor, a făcut o radiografie și a zis, dumneavoastră aveți o contuzie pe cap, ca și când cineva ar fi lovit cu un obiect metalic dur. Da. Și el atunci și-a amintit despre ce se întâmpla. Deci ideea este așa, el în soarta lui era să moară, dar el a avut puterea să schimbe soarta. Bineînțeles că și lucrul acesta și schimbarea asta este tot în soartă. Asta vreau să spun. Păi eu știu Asta pe ce vrei vreau să să zici, că știu cum spun. Asta, eu m-am și e. pregătit să În soarta lui întrebarea. era să se Da. întâmple lucrul ăsta, dar a schimbat soarta, dar schimbarea și schimbarea sorții era în soartă. Da. Da. Acceptarea asta, poate nu e înțeleasă bine. Acceptarea asta de care, lăsarea asta de care ai spus tu în momentele astea, e ca și când, adică el și-a acceptat moartea, s-a împăcat cu ideea că va muri. N-a mai avut niciun regret, n-a mai avut, nu s-a Lăsat în mâinile lui opus. Dumnezeu, această Da. stare trebuie să avem noi continuu. Da. Adică fără îngrijorare, că fără să Da. dorești ceva mai mult, fără să te lupți, fără să te aperi. Aceasta era ideală. Pentru că în starea asta ideală, Dumnezeu acționează. Voi merge în fața voastră ca un stâlp de foc, 10.000 dacă vă atacă în stânga, vă dobâ, 10.000 din noaptea la fel, și voi apăra și călcâiul de piatră ascuțită. Păi asta este. Deci Da. în momentul în care tu te-ai lăsat pe tine, a înaintat el. Deci lăsarea pe tine ce înseamnă? Lăsarea egoului, adică rezistența, lupta, apărarea, când renunți la ele. Dorința de a face ceva, nu te mai gândești la viitor, renunți la scopurile tale de viitor, la țelurile tale, tot. Lași totul baltă și atunci înaintează divinul. În starea respectivă, toate lucrurile dificile se rezolvă. Eu am povestit asta de 3 ori mi s-a întâmplat. 3 exemple în Shangri-La am dat și cel mai frumos se vede în cea a treia cu cardul de sănătate, pentru că acolo a fost o chestie dificilă, trebuia să duc niște
contabilitate făcută și nu o mai făcusem de 5 ani de zile și costa foarte mult. A fost o mică rezistență la început și am cedat. Cedarea aceea, când ai cedat, a venit Divinul și a schimbat situația. Doamna aceea mi-a dat aprobare cu toate că conform legii nu trebuia să-mi dea aprobare. Deci îți dai seama ce forță se poate schimba situația de viață live, în timp real, imediat. Sau cea cu facturierul, la fel, în timp real am schimbat situația de viață. Deci se poate, oricine poate. De fapt, în fața unor situații mai dificile de viață, trebuie să se duce într-o stare de liniște, de predare de sine, adică să nu te gândești la un rezultat fericit. Că vine ceva rău, că vine fericit, să fii indiferent. Indiferența asta, nepăsarea asta, este prezența lui Dumnezeu. Nepăsarea pentru un rezultat fericit în viitor. Și este foarte important. Deci noi aici trebuie să înțelegi că nu avem nimic cu dogmaticii. Dacă vor să moară, dacă vor să își bate joc de viața lor, în continuare este foarte bine, este alegerea lor. Este soarele de iubire care ia acest rol. Noi nu putem să fim supărați. Indiferent ce rol ia soarele de iubire, el știe de ce îl ia. Pe de altă parte, am explicat că ei iau niște lecții acolo primite de la strămoșii lor și stă la coadă. Și soarele de iubire, săracul, ia rolul acela și le cară pe toate, le duce, se comportă în toate felurile. Noi zice că e omul la rău, nu e. E soarele de iubire care, săracul, trebuie să ardă toate tâmpenile care vin de la alții, să-l salveze. Deci tot ceea ce există în natură și vine spre noi, doar te ajută. Doar te ajută, te salvează, nu e nimeni rău. Și mai este o chestie, în momentul în care nu mai vezi rău în lume, nici rău nu mai poate să vină din față. Și aia se Da. numește fericire. Păi, nu e, e cea mai mare forță. Deci ei te păstrează în ură, la fel s-a văzut clar la Papa Honorius. Te păstrează în ură că tot ce erau acolo, toate nebunile de acolo erau, deci, să citești psalmul, de ce? Pentru că acolo sunt invective, sunt blesteme adresate soarele de iubire. Ei zice în toate felurile, până să și scoate ochii, să-i scoată dinții, să, nu știu, să-l calce picioare, să dea afară din univers. E psalmul 109 la Carol al doilea este cumplit, mi s-a făcut mie rău. Nu am fost surprins, pentru că am simțit că de fapt vrea să-l ucidă pe Dumnezeu. Adică s-a adresat direct lui și uite, pleacă din lumea aceasta, nu mai este lumea ta, îți iau eu locul, ceva în genul ăsta. Deci, o stare de pericol. Am simțit o stare de pericol. Deci, e foarte puternic. Dar sunt o mulțime, că toate sunt. Dacă mai sunt câte una din asta, câte un psalm în care se afirmă că Dumnezeu e peste tot, este pentru respiros sau în momentul acela ei au băut o țuică sau un whisky. Da? Și Au au uitat. revenit la Și au de mai revenit, au căzut în ocean. Și după aceea a zis, hai că noi suntem picătură din aia răzvrătită. Hai să mai ieșim. da. Nu, este tot Dumnezeu care joacă roluri acolo, chiar dacă este așa, ne verifică și pe noi. Deci lumea asta este ținută doar prin împărțire, în bine și rău, și noi devenim radicali, nu mai putem să iubim și urâm. Când urâm, nu mai iubim. Ura este, iadul este diavolul. Deci orice acțiune în care, supărarea simplă, simpla supărare, condamnarea, învinuirea, critica aproapelui nostru, ironia, invidia, toate acestea sunt de fapt atac la Dumnezeu, la soarele de iubire. Deci tot ce este acolo este atac la soarele de iubire. Și făceam comparație cu organismul nostru, că nu își permite niciun organ. Că dacă e discursul ăsta și îl pui în organele noastre, nu mai funcționează. Inclusiv dacă e discursul pe care îl discutăm noi, Sfântul Apostol Pavel, scrisorile. Nici asta nu funcționează. Dacă le iei și îl pui la inimă, să zică inima așa, nu va putea să zică. Deci inima nu poate să aibă un intermediar. Inima funcționează pe principiul iubirii, l-are pe Dumnezeu conținut. N-are nevoie de. Deci inima noastră nu poate să aibă un salvator, un mântuitor, un Isus. El nu are Isus. Inima noastră nu are niciun Isus. Îl are pe Dumnezeu conținut în jertfa sa. Deci a fost dat afară Dumnezeu prin identificări. Identificările au fost făcute la distanță, printr-un om. Atunci a apărut instituția bisericii, rugăciunea, a apărut la New Age, meditația și
exercițiile. Toate astea sunt metode prin care Dumnezeu este ținut la distanță în mod repetat, care crește agresivitatea interioară și după aceea vine cazurile peste noi. Deci suntem aruncați în iad. Plus că viața noastră modernă, în care punem comoditățile, bunăstarea pe primul plan, face aceeași lucrare în alt mod. Deci de peste tot noi suntem, de fapt, atacul este asupra soarelui de iubire din noi, este fenomenal, este continuu, noi singuri îl vrem, noi singuri îl căutăm, îl susținem, de aceea putem spune că noi slujim pe diavol. Noi suntem, de fapt, ființe întunecate, care rare ori uneori ajungem să ne dăm seama că suntem o ființă de lumină cerească când suferim. Deci numai la suferință ne dăm seama, când pierdem ceva, ne lăsăm. În starea aceea de lăsare, de abandonare de sine, este prezența lui Dumnezeu. În împărăția mea nu se poate ajunge decât cel care se leapădă de sine în mod desăvârșit. Deci numai așa. Dar au mai fost perioade în viața noastră, Marius, când am mai fost și buni și îngăduitori și fără suferință, așa, de la noi. Da, de plinuitare de sine, când uiți de tine și da, sunt perioade, dar sunt rare perioade, este că dominanta este o luptă continuă. Da. Deci noi dimineața până seara aproape nostru e dușmanul nostru, e clar. Da. Și te verifică, te duci acolo la spovedanie și te verifică dacă nu ești suficient de diavol și îți spune, băi, nu ești un diavol desăvârșit. Mai fă niște canoane aici ca să absolutizezi virtuți, să urăști cât mai mult, să-ți vină din față necazurile și să te doboare. Pe undeva ne face bine, știi? Că Dumnezeu zice, băi, dacă nu vrei să înțelegi că nu e nevoie să absolutizezi nimic, că îți voi veni pe invers să ți le distrug prin legea aceea lui Șatelie sau alte legi, acțiune, reacțiune, Arhimede sau mai știu eu care, sunt o mulțime de legi în mecanică, în matematică, în chimie, care, deci cu forța cu care lovești, cu forța aceea îți vine înapoi, dar cel puțin aceeași forță, dacă nu mai mare. Dacă nu înțelegi, atunci merg pe distrugere. Îți dau tot ceea ce zici tu și vrei tu, vrei plăceri, uite, ți le dau pe toate, dar plăcerile vor atrage, crește agresivitatea și atrage neplăcerea din față și te doboară și te omoară. Indirect, te omoară indirect. Deci Dumnezeu funcționează și prin distrugere, să înțelegem lucrul ăsta. Când apare războiul, când apare hoțul, este de fapt tot Dumnezeu care vine corector, pentru că oamenii aceia s-au atașat, sau când vine hoțul la fel, s-au atașat și deposedează de tot ce au prețuit ei mai mult în viață. Deci este vindecare, hoțul e vindecare. Necazurile, durerile, toate sunt vindecare. Și în prima lansare a cărții Shangri-La, la sala Dalles a fost o discuție contradictorie. Un profesor spunea că eu nu pot să fiu de acord cu aceste nenorociri și am spus, domnul profesor, aceste suferințe, faptul că te luptă un alt popor, vine și te ocupă, este de fapt ceea ce este boala pentru individ. O metodă dumnezească de desprindere de materie și de salvarea sufletului. Nu pot să spui că e un lucru rău. Că uite-te, Dumnezeu îl punea pe poporul evreu în robie. Cum o luau razna, zice, gata, 18 ani în robie. Și când vedea că nu s-au desprins suficient, zice, nu ați fost desprins suficient. Mă urâți în continuare, ia mai stăți voi încă 8. Deci trebuie să înțeleagă, dincolo de credințele noastre, el funcționează în spate după o altă logică, total diferită. Și trebuie să nu ne prindă poziționați, să nu avem răutate și agresivitate interioară, că va veni și ne va zdrobi. Deci nu contează religii, habana, nici nu ia seama la ele. El trebuie să apere sufletul nostru și va veni constrângător. Pe de altă parte, este el care, dacă nu în dualitate, dacă te urci mai sus, este el care joacă rolul respectiv, el pe el se reglează, el suferă toate greutățile acestea, le suportă pe toate, ce treabă ai tu? Deci el în toate pozițiile, el este cel care vede în perspectivă că peste 400 de ani se va întâmpla ceva cu tine, el este cel care acum pentru nivelul de agresivitate n-are ce să facă și trebuie să te scoată din planul fizic. Este el peste tot. Deci trebuie să ajungem la un nivel de îngăduință absolută.
Adică să nu vedem niciun rău în lume. Bun, e soare de iubire care este rău acum. E stăpân la lume, nu? Ne calcă în picioare, ne omoară și mai departe. Ăsta e rolul pe care l-a... Avem nevoie de rolul acesta, pentru că ăștia sunt atașați de materie. Trebuie să fie desprinși. Și sunt desprinși așa, în modul acesta. Ăia sunt, de fapt, ființe care își au acest rol. Nici ei nu știu ce fac. Le ia mintea și îi pune să execute acest lucru. Trebuie să înțelege că și prin stăpâna lume acționează tot Dumnezeu. Deci nu poate fi omul acuzat. Deci când ajungi la starea aceasta de îngăduință și nu mai vezi niciun rău și vinovat niciunde, starea cea mai relaxantă posibilă este cea mai mare fericire, se numește rai. Atunci știi sigur că ai ajuns în rai, încă de aici. Dacă nu ajungi să nu mai vezi niciun rău și niciun vinovat niciun și nu mai punctezi că ăla e vinovat, că ăla îmi face rău, încă mai este de lucru la noi. Deci din cauza asta ziceam, a pus cineva o întrebare acolo că noi ne bucurăm de faptul că am atins niște adevăruri. Păi dă nevoie să ne bucurăm și noi că n-am găsit niciunde până la urmă că dacă exista. Și vreau să spun că stăpâna lumii și care au creat toate aceste cărți sfinte, scripturi și mai departe, nimeni nu-și permite să-ți dea adevărul, tu să ajungi să te iluminezi. Da. Și întotdeauna vă face în așa fel încât te vor scinda. Toată informația conține diferite niveluri de divizare pe care nu o vezi. Adevărurile nu le vezi pentru că noi alergăm tot timpul, ar trebui să ne oprim la fiecare verset, să mergi în spate și vezi tu câte etaje are, că am găsit la una peste 10 etaje și dacă mergeam în continuare mai găseam. Deci conexiuni și alte semnificații pentru lucrul acela. Deci foarte complexe sunt aceste ocultări. Sunt oameni care au stat tot timpul numai cu asta s-au ocupat, nu s-au ocupat cu a exista, să câștige pâinea de toate zilele, nu. Numai asta au gândit și, bineînțeles, că au ajuns să cunoască lucrurile acestea și să le manevreze perfect. Vreau să spun că acum suntem în același mecanism. Adică, în continuare, toate lucrurile care ni se prezintă nu sunt adevărul, în spate sunt alte semnificații și sunt semnificații inverse. Adică care sensurile, adică scopurile sunt de scoatere din planul fizic. Când zice criză climatică, prin spate sunt diferite operații care de fapt omoară. Da. Omoară. Și omul că nu se gândește, el crede că cineva îl salvează. Când vine acum, o să vină curaj de 15 minute, dispar mașinile, toate dispar. Și omul nu-și dă seama ce îi se va întâmpla. Când l-a prins cu ID-ul digital, este prins total. Deci, principalul lucru este să-l prindă cu ID-ul digital și acolo se vor da niște facilități. Nu vei mai munci, vei primi bani gratis, chestii din acestea. Și îl prinde pe om și atunci va pierde proprietățile și va pierde mașinile. Problema este că intră în pericol, după ce îi le ia pe toate așa, intră într-un pericol sau concomitent se poate întâmpla. Inteligența artificială îi bagă ca la filmul Divergent pe trei nivele. Interes pentru stăpâna lume. Adică dacă au nevoie de tine sau nu au nevoie de tine. Și dacă nu au nevoie de tine și ești pe nivelul 2 sau nivelul 3, aleluia. Deci toată asistența care ți este dată, spre exemplu, la medic, la farmacist sau la doctor, la spital, va fi pe nivelul 3, adică ei nu vor fi interesați să te salveze în niciun mod. Pe de altă parte, nu avem treabă cu chestia asta. Sistemul trebuie să te scoată, să scoată din funcțiune, vor scoate miliarde de oameni din funcțiune. Este o resetare. Resetarea asta a mai avut loc și mai are loc în continuare. Se va face cu necesitate. De ce? Pentru că omul vrea. Deci toți oamenii vor această resetare. Ei au impresia, da, să mai scăpăm de mașinile acestea care ne poluează. Hai să scăpăm de carne, că el a fost resetat, că carnea îi face rău. Nu carnea îi face rău, ura îi face rău. Împărțirea în bine și rău este cea mai puternică armă care poate să existe pe pământ. Pentru că dacă nu mai împarți, atunci vezi totul frumos. Dacă vezi totul frumos și nu mai vezi rău și vinovați niciunde, aia se numește iubire. Dacă ai iubire, exteriorul ia forma interiorului tău. De aceea zic,
E factor posibil ca omul să fie vrăjmășit, adică să fie divizat, să-l vadă pe propriul lui adversar, să lupte cu el tot timpul. Atâta trebuie să facă. Și e ușor, îi învrăjbește. Creează unii împotriva altora, știi? Homosexualii împotriva familiștilor și un peste altul. Și toată ziua se luptă unii cu alții și atâta timp cât se luptă, este bine. Pentru că vor fi divizat. Divizarea crește agresivitatea interioară și de o parte și de alta. Deci nu văd că... Eu am impresia că luptă ca să apere un adevăr. Da, lupta respectivă, numai diavolul se luptă. Da. Deci ca să rezolvă o problemă, nu lupta este importantă, ci acceptarea. Când accepti, el nu poate să-și încheie pe că nu crede în Dumnezeu. Când accepti, în spațiu gol, faci spațiu gol, vine Divinul și rezolvă situația de viață. El nu crede. Lucrul ăsta. El crede că trebuie să nu pierd eu controlul, să mă lupt eu, să obțin un câștig. Afară. Niciodată nu se poate schimba exterior acționând direct asupra lui. Din contră, numai schimbându-te pe tine se schimbă exterior. Și schimbarea de sine ce înseamnă? Să lași armele jos. Când ai lăsat armele jos, începe schimbarea exteriorului automat. E fără tine. Trebuie să înțelegi, Dumnezeu acolo nu e. Dar este și în tine, este peste tot. Deci trebuie să te aliniezi la legile divine care funcționează peste tot. Și legea aceasta a iubirii, a lăsării de sine, este fundamentală, pentru că ea te ține în viață. Fiecare celulă se lasă pe sine și păstrează doar 20%, 80% din energie o dă. Fiecare organ face același lucru, aerul, soarele, apa, pământul, tot ceea ce, plantele, tot ceea ce există se oferă pe sine. Deci asta este legea fundamentală și asta înseamnă iubire. Iubire nu înseamnă ce zice ego-ul, să-mi dai, să fiu iubit. Nu. Iubire înseamnă doar să dai și să nu aștepți nimic în schimb de la celălalt. Asta înseamnă iubire. E total invers. Și lucrurile acestea sunt de bun simț. Eu înțeleg că dogmaticii sunt agresivi și așa mai departe, dar să înțeleagă și ei că ce discutăm noi aici, încercăm să ne ducem noi personal, să atingem această înțelegere, să devenim îngăduitori, vorbim pentru noi, dar vorbim în public. Și sperăm ca în viitor să ajungem să înțelegem și noi lucrurile acestea. Idealul este să ajungi să nu vezi rău niciunde și niciun, să nu mai poți să lupți cu nimeni, să înțelegi că și stăpânul ăla la lume este tot soarele de iubire care și-a pus o etichetă de stăpân. Și ăia care ne conduc la fel și agresivitatea lor este tot soarele de iubire care a luat un rol și nu putem să-l discutăm pentru că nu știm rostul lui. El, la nivel de ansamblu, Dumnezeu zice, bă, voi sunteți atașați de materie, trebuie să vă desprind. Și pun pe ăștia să vă desprindă. Care au o formă de orgoliu așa de mare, narcisism, nu știu ce, încât nu au inimă și pot să facă lucrul acesta. Și îi pune. Dar este rolul pe care îl ia el în diferite situații. Deci nu se poate comenta nimic din afară. Nu există comentariu față de exterior. N-ai ce să comentezi, n-ai ce să discuți. Există doar Dumnezeu în toate în pozițiile și nu există decât acceptare. Exact cum spune el acolo, dacă totul posed eu, tot ceea ce există este în mâna mea, nu vă mai rămâne decât să mă lăudați, că altceva nu aveți de face. Da. În dualitate, că după aceea când te lași pe tine tot timpul, te pierzi. Când te pierzi pe tine, atunci te unești cu el. Și nu știu cât mai rămâi aici. Că toată această realitate, această lume dispare. Uite, un exemplu foarte frumos pe care pot să ți-l dau. O afirmație superbă, am citit-o și ieri într-o emisiune care zice așa. Răspunsul tuturor întrebărilor, rezolvarea tuturor problemelor este dăruirea și înfrânarea, cum spunea și Costi Ioniță. Și am încălecat pe oșa și v-am spus povestea mea. Da? Noi nu putem iubi fiindcă ni s-a construit o imagine ideală de a fi. Și nu ni s-a spus că El, Dumnezeu, este doar cel ce este și este bine așa. Și este fiindcă avem nevoie să ne învățăm o lecție prin acceptarea tot ceea ce este. Să devenim. Deci noi am venit aici să înțelegem că suntem El. Nu am fost învățați să-L iubim pe eu sunt cel ce sunt în orice situație și în orice formă. Am fost învățați să urâm lecția și prin cel care vine din față. Am fost învățați să iubim un ideal ca să putem respinge vindecarea și să suferim cât mai tare. Și rezolvarea cu tot
cu idealul este tot în înfrânare și dăruire, fiindcă dacă vei trăi așa, vălul se va da la o parte, multe din tainele sfinte ți se vor dezvălui și idealul implicit va dispărea. Prin dăruire și înfrânare, lumea dispare. Ce frumos spus! Ca Da. Eminescu. Prin dăruire și înfrânare, lumea dispare. Sunt versuri chiar. Da. Foarte frumos. Deci Deci oamenii putem înțeleg. spune că trăim ca un fel de, pe vremea potopului, un alt fel de potop acum, pentru că va fi tot o extinție masă. Practic tot. Pe Da. nivelul de atașare, știi nivelul de Da. extinție. Deci știi câți oameni vor muri în funcție de nivelul lor de atașare. Și te uiți, vezi vile, vezi mașini frumoase, bă, Da. ce zice, înseamnă, desprinde cu forța moarte. Da. Și iadul. Dar este bine pentru că este soluția pe care. Deci Dumnezeu când se atinge se trece de un nivel de atașament de materie, trebuie să vină asupra tuturor. Da. Și să ne opresc. Interesante vremuri trăim, Marius. Da. Să știi că nu mi-aș fi închipuit niciodată. Da, dar să știi că în universul tău nu va bate vântul și nu va fi furtună. Dacă Da. înțelegi aceste lucruri și nu vezi rău și vinovat niciunde, asta este esența. Adică dacă nu te vezi ca o ființă separată și pe celălalt ca dușmanul tău. Da. Și mereu să spui, băi, este soarele de iubire în față. Și acolo e soarele de iubire. Și în ăla Indiferent care de mă ce ceartă. postură îl vedem, indiferent în ce postură, Exact, să exact. spunem că e soarele de iubire. Da. Păi chiar este. Când îmi Da, ziceam, da. bun, i-am văzut la două persoane, am văzut, dar tu este mai interioară, că atunci nu Da. mâncasem, nu știu, 40 de zile nu mâncasem, am mâncat cel mult, mâncam ciorbă. Da. Deci o formă de înfrânare aveam. Deci eram numai pe lichide. Și atunci, uite-te că îți cresc capacitățile interioare. Și am văzut cum a pornit soarele de iubire din oamenii aceștia. Și mă întrebam așa, merg pe stradă, vin din fața mea 10 oameni și deodată brusc văd că din pieptul lor ridic capul și văd că din pieptul lor pornește lumina respectivă. Nu mai văd nimic. Eu în clipa Da. respectivă m-am oprit. Nu mai pot, nu mai știu unde să merg. Nu mai am nicio orientare. Numai că este fantastică, că e o stare de fericire. Îți dă o stare de fericire incredibilă și te moleșește. Te moleșește așa de tot, nu mai poți să te miști, ce faci? Nu vezi, strigi la ei, vă rog frumos, duceți-vă mai într-o parte să văd și eu să înaintez. Ce poți să faci? Deci în Da. fiecare om este soarele de iubire, Și noi, indiferent cum este în ce el. situații, Marius, ajungem noi Când te înfrânezi. nu să vedem, să iasă soarele la atât de puternic din noi? În ce Păi situații? este tot timpul. Este tot timpul? Tot Am timpul crezut. este soarele de iubire, în fiecare din noi. Deci Da, închipul dar că ai așa în cum fața este, ta un... este. Ai în fața ta un derbedeu, ai în fața ta un Da. om al străzii, un om mizer care miroase urât, ai în fața ta un om agresiv și din el Da. iese soare de iubire, dar nu-l Am vezi. înțeles, dar mă gândeam, zic, nu, să zicem eu, ca persoană, nu trebuie să fiu într-o stare anume de îngăduință, de admirație, de Sigur ca că el da, să sigur că da, se sigur. Trebuie manifeste să fie o așa. stare de desprindere profundă Da, care se obține da. numai când corpul nu mai este important. Și te Da. lași, adică el e slăbit. Când e corpul slăbit, Da, atunci da, tu da. e întărit. Și Da. atunci vezi. Și știi cum izbunește așa deodată. Bun, deci omul acela a venit în plafar la mine, nu s-a așezat pe scaun, era normal. Și deodată brusc, de starea mea interioară, m-a făcut să văd. Dar faptul că a țâșnit lumina, a țâșnit în momentul în care eu m-am lăsat puternic. Deci ele oricum lumina era acolo. Eu am perceput-o că atunci a pornit. Dar nu a pornit atunci. Atunci m-am lăsat eu. De am Atunci ai putut văzut totul. Da. atunci am văzut eu. Era tot timpul Da, acolo. da, da. Și închipuiți, Da. vine un om la tine și este agresiv, se ceartă cu tine, lupți cu el și mai departe. Și în el este soarele de iubire. Și este Da. continuu. Am Deci înțeles. el vine ca să-ți distrugă ție îndârjirea, credințele, nu știu ce, ți-l orgoliu și să te desprindă. Și când te duce în jos, îl vei vedea soarele de iubire din el. El este soarele de iubire care a luat o anumită formă. Nu-l vezi pentru că ai orgoliu, pentru că ești atașat de materie, pentru că pui adevărul tău, dreptatea ta pe primul plan. Sunt chestiile acestea toate. Este eu pe primul plan. Atâta timp cât ai un eu, nu vei vedea.
Trebuie să fii înfrânt cu inima tot timpul. Să fii sluga tuturor. Cel care e sluga tuturor vede. Vede numai soare de iubire peste tot. Vede totul numai iubire. Este exact cum am povestit eu când scade mentalul și este așa zisa, cum se zice, lapsus. Ca un fel de lapsus. Da. Adică te uiți, vezi în jurul tău de toate, vezi, dar nu știi ce sunt. Vezi blocul, vezi oamenii, vezi gunoiul, vezi noroiul, dar nu știi ce este. N-ai etichete, ai pierdut etichete. Da. Sertare la celălalt. Deci emisfera stângă este ca un dulap cu sertare. Noi privim realitatea prin intermediul acelor sertare. Ce se întâmplă când cad sertarele la jos? Dulapul ăla se dărâmă și cade. Nu mai înțelegi nimic, pentru că se amestecă toate cartonașele acelea, definițiile și etichetele se amestecă și nu mai știi ce, cui aparține, știi? Cum Da, se da. numește gunoiul ăsta? Se numește gunoi? Cum se numește? Nu mai știi. Și atunci Da. stai și te uiți, atunci începi să vezi realitatea adevărată. Deci cu noi, cu mintea, cu cunoaștere, nu putem atinge pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu se atinge când te lași pe tine, când pierzi cunoașterea. Adică el nu se poate gândi, nu se poate înțelege la nivelul minții. Toate acestea sunt doar etape care ne duc până la urmă să-L cunoaștem. Adică ne îndeamnă la anumite exerciții, exersare în viața de zi cu zi, de sacrificiu de sine, de jertfă, de slujirea tuturor, ne îndeamnă la lucrul ăsta, motivează această acțiune și arată de ce este mai bună decât a fi egoist, pentru că identificarea cu sufletul nu este bine argumentată. Și noi asta am făcut în cărțile acestea scrise și în video, cele 3.000 de video, am argumentat de ce este bine să te lași pe tine. Și nu este bine să fii egoist. La egoist se pierde energie. Când te lași pe tine, te încarci. Este total pe dos. De să nu-ți cauți binele este, de fapt, cea mai înaltă fericire. Plus că îți vin toate aceste calități, aceste capacități extraordinare, dar îți vin multe, să știi. Îți vin, deci, spre exemplu, mergi pe stradă, trebuie să n-ai ego, că dacă ai ego, te superi. Sau oamenii dragi și ei gândesc ceva și vorbesc în mintea lor ceva și ei vorbesc în mintea ta. Auzi ce zic, auzi gândurile lor și să nu te superi. Când auzi ce zic, Să nu te iei să nu te iei după aceea de ei. Eu am pățit asta și mi s-a spus ce înseamnă că ești foarte tare dacă ai putut să nu te superi. Dacă ai auzit sau ai văzut ce ai văzut. Deci îți arată, Dumnezeu îți arată și te susține. Plus că mai apar fenomene interesante. Tu poți duce în trecut, te poți duce în viitor. Se poate folosi suportul, un suport pe cuvinte, mirosul. Că poate veni la Bosnia-Herțegovina, mi-a venit miros din viitor. Miros de praf de pușcă. Da. Deci există. Deci toate lucrurile deja s-au întâmplat. Dar m-a dus în... Când ești în partea dreaptă, ești în viitor. Când ești în partea stângă a scenei pe care o vezi, ești în trecut. Așa de seamănă, dreapta, stânga. În dreapta Cum, ești în cum? viitor. Încă o dată. Cum? Dacă ești Când în ești... dreapta unei scene la care îi privești, în dreapta ești în viitor, Aha. adică te-ai dus Da. în viitor. Da. Dacă ești în partea stângă a scenei pe care o privești, ești în trecut. Ah, ce interesant. Da, și știi dinainte ce se întâmplă și cum se Da, întâmplă. da, da. Numai că este foarte interesant pentru tine, timpul este indiferent, te poți duce ca asta am pățit la Severin. M-am dus în timp rapid și vedeam ce se urmează să se întâmple sau ce s-a Da, întâmplat. da. Deci pentru mine timpul era indiferent, era o călătorie în prezent, de fapt. Toate lucrurile se întâmplau acum. E foarte interesant când tu povestești. Deci eu sunt sigură că eu în viața asta eu nu le-am văzut, dar mie îmi par foarte reale tot ce povestești. Uite, am fost cu doi prieteni la Baia Mare. Ne-a invitat la o conferință Viorelia. Foarte interesant a fost. Și când am venit cu ei de la Baia Mare, tot discutam, că tot drumul am discutat, că era distanță foarte lungă, 8 ore sau cât am stat noi acolo, 10 ore. Tot povesteam și la un moment dat s-a întâmplat să povestesc ce mi s-a întâmplat să vei. Și aveam un prieten în față. Așa, și tot povestind eu de acolo, îl văd că de-aia sunt sceptic, că mă gândesc, măi, poate am în fața mea cine știe ce reptilie. Din partea stângă, la ambii ochi, a pornit o ploapă care nu există. Pum! Deci noi avem ploapele pe verticală. Da. La el a pornit de la stânga la dreapta, la ambii ochi deodată, o ploapă, ca la acvilă.
Am Da, impresia că da, acvilele au așa ceva, o ploapă din lateral. Deci, reptilian. Și e este. aproape de tot. Și mai, pe de altă parte este și ultra-religios. Deci nu contează. Sau cu atât mai mult că Uite, oamenii. vezi că reptilienii există, Da, nu că... Da. Păi dacă și mătușa mea și-a mișcat cu viteză foarte mare ochii în spirală, este imposibil. Deci viteza cu care își mișca ochii, dacă nu poți să amețești. Încerc să faci așa, dar mișca capul, ea nu Da. mișca capul. Ea nu mișca capul, se mișca ochii singuri. Da. Intrase în convulsii. Deci a Da. dat seama că se destramă. Și n-a făcut altceva decât să-i povestesc venirea mea în viață. Primele pagini din Shangri-La. Atât am făcut. Este o forță foarte mare acolo. Că te cuplezi, m-a cuplat probabil și emoțional. Una e să citești, probabil una e să povestesc. O să Da, încerc o dată da. doar să citesc partea aceea, să audă vocea, pentru că mă cuplez pe imaginea pe care am trăit-o și probabil că este altceva, este o altă energie. N-a putut să facă față. Dar mai fost situația, am povestit, când o doamnă a trecut pe lângă noi, eram cu un prieten în fața la Universitatea din București, unde era becerul peste drum și a trecut pe lângă noi și noi discutam despre Dumnezeu și el m-a pus să zic, să demonstrez că există Dumnezeu și atunci o femeie a trecut pe lângă noi și a început, s-a blocat picioarele, n-a putut să mai meargă și a început să țipe la noi, nu mai suport cuvintele tale, oprește-te. Și țipa de mama De... focului se strânsese lumea în jurul nostru. Da. Deci este o forță în această informație. Da, Lumea da. de dincolo, că te cuplezi pe ea, că ai trăit-o. Na, Da, și da, încă da. asta, aduci imaginea lui Dumnezeu când zic că... Și care e explicația? De ce îi deranjează? Pentru vine în conflict cu comportamentul lor, care este Ah. absolut atașat de materie și distruge materia, destrămă Da, materia. da, da. Ce vreau să te întreb? Ce fenomen se întâmplă la dervișii și aceia care se învârt foarte mult timp? Păi de aia se învârt, ca să intre într-o stare din asta de pierdere de control propriu, de pierdere de conștiință. Că toată bătălia se dă pe conștiința aceasta, adică de concentrarea de materie. Spre exemplu, omul care bea bețivul, nu este bețiv așa gratuit. El are anumite stări de nemulțumire pe care simte nevoia să le acopere în modul acesta. Omul care mănâncă mult, la fel, omul care Da. fumează, sunt nemulțumiri acolo. Nemulțumirile vin din faptul că este divizat, tot timpul și el crede în divizarea aceea, că ăla îi face un rău, nu-l vede pe soarele de iubire. Deci vindecarea asta este să vezi pe soarele de iubire peste tot, să te poți ca o ființă a cerului și atunci nu mai Da. este nevoie să bei, nu mai e nevoie să mănânci mai mult. Atâta trebuie să faci. Atunci îți va fi ușor să te oprești să mai mănânci. Fără niciun efort, vine de Fără la sine. efort, fără Da, să-ți fie da, greu. da. Te oprești pur și simplu, Da. să stai indiferent. Pentru că nu mai ai Da. nemulțumirea aceea, nu mai ai de ce să acoperi, nu mai ai ce să acoperi. Da? Și... Deci am întrebat de derviș că tot mi-a venit pe TikTok o imagine cu un băiețel de vreo 10 ani așa, care ei zic că e autist și se învârte singur, ai o metodă de calmare, nu știu pentru el, dar se învârte exact ca dervișul ăia, 30 de minute, Marius, într-una, și când se oprește, pornește drept. Fantastic, da. Da. Într-o stare de asta de desprindere de corp, nu mai simte corpul, deși este doar un impuls care îl dai ca să nu mai simți corpul și să te desprinzi de conștiință. Conștiința aceasta care controlează corpul. Da. Dar nu e suficient. Da, nu e suficient, Este sigur. atâta timp cât faci învârtirea. Dar ție trebuie să, în viața de zi cu zi, când vin situațiile de viață, să nu poți să-l vezi pe ăla rău, Da, da. să poți să unești opusele, să nu vezi niciun vinovat niciunde, să poți să iubești, să nu îți vină să critici, să acuzi, să învinuiești, să condamni, să reproșezi, să ironizezi, să nu-ți vină lucrurile acestea, să nu ripostezi, Da. să nu vrei să corectezi pe celălalt, să-i dai dreptate întotdeauna. Sunt foarte multe. Să fii slujitorul tuturor, na. Ce legătură are învârtirea dervișului cu slujitorul tuturor? Te poate face să fii slujitorul tuturor? Nu, este doar un exercițiu pe moment în care te Da, cuplează cu da. lumea de dincolo, vezi, este ca o meditație, dar nu e suficientă. Pentru că în viața de zi cu zi vei alerga în continuare după mai mult bine pentru tine și vei lupta ca Da. să-ți aperi ceea ce ai și vei vrea să aduni mai mult. Nu. Deci ca să fii, părerea mea este că cea mai puternică metodă este să fii slujitorul tuturor.
Fiul Da. slujitorul tuturor, ți se ridică volul cine știe când, funcție de nivelul tău de îndârjire, că omul este atașat. Și ce problema? Îi trebuie un timp, poate să fie 50 ani, poate să fie 50 de ani, 60 de ani în care Da, el este da. slujitorul și să nu vadă niciun rezultat în viața lui. Dar el tot timpul să se supună celălalt. Și va veni un moment în care se ridică casnele și atunci va vedea față pe Dumnezeu, față către față. Și va Da. înțelege că este chiar în supunerea lui, că asta este. Supunerea este un alt nume al lui Dumnezeu, sau slujirea, sau robul tuturor, este un alt nume al lui. De ce? Că trebuie să faci ceea ce face el. Deci el ține în funcție 100 de miliarde de celule care fac, să zicem, 1 milion de operații pe secundă, fiecare celulă, îți dai seama ce este acolo. Deci el se jerfește pe sine, aerul se jerfește pe sine, se oferă, soarele se oferă. Nu face diferență că tu ești păcătos, că ce ar însemna să zic că soarele, tu ești păcătos, ție nu-ți dau lumină sau aer, nu-ți mai dau aer, câte o mare. Sau ce ar zice inima, știi? Inima zice, gata, voi toți m-ați obosit prea mult, iau și eu o pauză. Și zice, stima de sine, o preocupă-te de tine. Păi dacă inima s-ar ocupa numai de sine, ar muri imediat într-o secundă. Zice, gata, acum ne oprim. Ce nebunii. Noi nu gândim comparativ, nu putem să ne dăm seama de niște lucruri, niște care sunt simple. Da. Nu înțelegem că starea de iubire peste. Dacă am avea această înțelegere, nici nu poți să înțelegi. Ca să înțelegi, trebuie să te înfrânezi. Da. Iar revenim la înfrânare și cea mai puternică înfrânare este robul tuturor. Când ești robul tuturor, uiți de tine și nu mai simți nevoia să mai mănânci, să mai adaugi ceva la tine, nu. Și începe curățarea sufletului, se înalță sufletul, se întărește. Trebuie să înțelegem că atunci când corpul, cu toate sistemele lui, este supus, adică se jerfește, slujește pe ceilalți, sufletul se înalță. Da. Și este cea mai la îndemână, este dintotdeauna. Deci fericiți sunt cei care sunt robi. Pentru că sus la prag nu mai robi sunt. Că părintele m-a întrebat de ce sunt doar 30 acolo. Păi atâtea am văzut. Probabil că este foarte greu să fii robul tuturor. E foarte greu. Ca să vină un copil mai înalt spiritual, așa. Uite, de exemplu, cum ești tu, în familia ta a fost cineva care a fost înainte din neam așa mai spiritual, mai vreo femeie, cum ai spus tu? Da, a fost și s-a transmis chestia asta, A da. transmis. Pentru că e nevoie de o energie acolo, nu? Cum am vorbit noi și la spune Dumnezeu că vă voi răsplăti până la câtelea neam? Nu, până la mila neam. Deci Milea voi neam. pedepsi pentru răutatea părinților până la patrulea neam Patrulea? Da, și da. vă voi răsplăti până la mila neam. Vă voi ierta până la mila neam. Da. Și asta se și întâmplă. Nu, m-a luat de acolo, de la prag. Asta a fost singura chestie. M-a luat de la prag, dar faptul că m-a luat de la prag nu eram desăvârșit, în sensul că am zis că trebuie să ajungi la nivelul în care orice ar fi din față, să nu vezi decât soare de iubire, orice ți s-ar întâmpla, să nu vezi niciun rău și niciun vinovat, să fii îngăduitor infinit, te calc în picioare tu să accepti și să iubești pe oameni așa cum sunt, și atunci vei rămâne acolo. Că durata, adică cât de mult rămâi acolo, depinde de fermitatea stării de îngăduință și de înțelegere pe care o ai tu aici. Cât de mult iubești pe soarele de iubire. Că de fapt, deci este doar un defect. Ei ce fac? Cum au făcut? S-a văzut în Psalm și în Noul Testament și în scrisori am văzut noi chestia asta. Tot timpul repetă că ăla e vrăjmaș. În modul ăsta se introduce iadul. Se introduce diavolul, că ăla nu este bine, nu este corect, nu e drept, că salvează-mă, Doamne. Deci tot mecanismul acesta este gândit astfel încât să te divizeze, te divizează. Când zici Da. salvează-mă, Doamne, rugăciunea divizează. Rugăciunea diabolizează. Deci orice rugăciune este inițiată de un ego și ajută pentru întărirea diviziunii. Rugăciunea. Deci nu există rugăciune, că dacă te comporți ca soare de iubire, doar dăruiești, nu ai nevoie să te rogi. Că cine să-ți ia, ce să-ți ia, că este singur, este cel mai maxim lucru. Deci iubirea, sufletul nostru, nu știe decât să dăruiască, nu vrea nimic în schimb, e maxim posibil. Nu există ceva mai presus, n-are opus.
Și doar iubești, e suficient și nu ai nevoie de rugăciune. Că tu manifesti iubirea din plin. Deci iubirea e întreagă, nu are lipsuri, nu poți să-i scoți sau să adaugi ceva. Deci iubirea nu se roagă. În viața ei nu se roagă. Cum să se roage la ea însă? Și este imposibil. Se roagă numai diavolul. Adică este un mecanism de diabolizare. I s-a pus o etichetă pozitivă la mecanismul de diabolizare. Și omul îl pune pe Dumnezeu la distanță, pune un om mai presus decât ceilalți și atunci el se crede separat și se crede neputincios sau păcătos. Este foarte... sunt putregai, zice, nu? Părinte, că sunt putregai, sunt ultimul om. Dai puțin că e soare de iubire, nu ești putregai. Da. Ce te face să fii putregai? E soare de iubire atâta timp cât îi slujești pe ceilalți, știi că ești soare de iubire, știi. Și simți bucurie din tot sufletul tău. Este cea mai puternică putere a Universului, cea mai măreață, cea mai frumoasă, simplă, într-un om pusă acolo. E manifestarea, e faci ceea ce face Dumnezeu. Te ține în Da. viață, te sacrifică și te sacrifici și tu pentru oameni. Ce putregai aici? Nu, te sacrifici pentru oameni și ești de fapt una cu soarele de iubire. Nu e o rușine. Nu este o limitare. Este un lucru foarte frumos, foarte mare. Lorele este teamă că omul se va mândri. Dar în momentul în care ești slujitorul tuturor, te mai poți mândri? Da, Deci nu da. există mândrie. Că asta le este teamă. De aia zice, ești ultimul om, ești păcătos, nu știu ce, le este frică că se mândrește omul. Deci îl menține, de fapt, în separare. Nu, e soarele de iubire, fiind supus tuturor, făcând voia celuilalt, nu voia ta, dând dreptate celuilalt, fiind de acord cu el, lăsându-te să fii folosit și exploatat, mai poți să aibă o mândrie, că te calcă la picior automat. Deci Iar când te dacă calcă picioare, nu te înalță. slujești, ești tot soarele de iubire, dar unul care a uitat cine e. Dar bineînțeles, ești tot soarele de Da. iubire care o Da. uita cine. Deci nu e supărare niciunde. Bun, nu înțelegi. Alegi calea suferinței. Tot acolo ajungi. Și aici este frumos, că de-aia noi trebuie să ajungem la acea explicație care nu dă loc la nicio negativitate în tine. Da. Să nu vezi nimic rău, absolut nimic rău. Ăla este raiul. Și zici așa, bun, omul acela este agresiv, face lucrurile cum nu ar trebui. Alege calea aceasta a suferinței. Nu este niciun fel de problemă. S-ar putea mai repede să ajungă decât tine. Deci aici este Da, chestia. da. Păi atunci dacă ăla prin suferința aceea, prin agresivitatea lui, prin faptul că e nesimțit, că este ne produce daune și pierderi și ne produce rău, ne face rău, poate să ajungă mai repede cândva la Dumnezeu, pentru că el prin agresivitate atrage nefericire, îl calcă în picioare, îl scade jos și poate să ajungă mai repede decât tine. Care zici că Da, înțelegi ceva, da. dar ușilezi. Exact, Înțeleg exact. acum, dar nu mai. S-a întâmplat în școala iubirii. Au fost oameni care aveau impresia că înțeleg, deodată brusc n-au mai înțeles nimic. Că Da. au zis lucruri de nimic, i-au speriat. Că de ce pui poză? Că de ce pui numele întreg? Păi de ce stai ascunzi? Da. Și dacă vine o forțare din față, o accepti că vine de la Dumnezeu. Deci noi tot discutam că tot ce vine din față vine de la El și deodată zicem, eu nu mai sunt de acord. Era puțin că este tot El care vine sub forma aceasta presiune, cu ceva ce este în tine, că dacă nu te deranja, nu există această regulă, dar pentru că pe mulți i-a deranjat, trebuie să fie pusă. El a pus-o, nu noi. Prin noi acționează El. Nu există, nu putem să acuzăm pe nimeni. Deci trebuie să înțelege că Dumnezeu vine sub forma răului. Te calcă în picioare, te distruge, de nu te vezi, îți poate lua viața oricând, da? Și lucrează pe negativ. Spre exemplu, tu vrei plăceri, plăcerile sunt durere și suferință și nu știi lucrul ăsta. Deci plăcerea e durere, dar o durere mai mare. Deci o mică plăcere îți poate aduce o suferință foarte mare. Deci întotdeauna plăcerea va aduce o suferință și mai mare. Deci nu e de dorit. Trebuie să ai multă energie de înfrânare, de reținere. Plăcerea nu era dacă îndepășești o anumită limită. Limita care este a energiei pe care ai acumulat-o. Ea diferă Da. de la fiecare om. Deci este un om care se restrânge foarte mult și el poate să-și facă plăcere și să nu moară. Dar este Da. unul care tot timpul își face plăceri, nu are energie subtilă și o mică prăjitură la omorât. Sunt diferite Sau situații. depinde cu ce energie a venit.
Că dacă a Ceea venit ce el a primul. venit, da, că unii pot să vină cu 130 de alții, cu 150 de alții, cu 80, altul cu 70 de ani. Da. Deci asta este energia care vine de la altul, câtă posibilitate are. Vine de la alții, de deci, ceea din spate, ne rod din această energie, că vin programele după aceea și le ducem pe alea pe care le-au făcut alții, aceleași probleme ne vin din față. Până nu le Da. stingem. Deci, ultimul nivel care este să fii infinit de îngăduitor, să înțelegi că în fața ai numai soarele de iubire, chiar dacă țipă la tine și te umilește, te înșeală, te trădează, e tot soarele de iubire. Când ajungi la această înțelegere, nu te mai deranjează nimic, când nu mai te deranjează nimic, ești deja în rai. Când iei Da. viața așa cum este și nu-ți rămâne decât să lauzi pe Dumnezeu, te bucur când vine și te calcă în picioare, te bucur când nu te calcă în picioare, ți este indiferent. Când ți este indiferent binele și rău, ești în rai. Da. Și ai o stare de îngăduință. Apoi, dacă ai această stare, exteriorul nu te mai poate înșela, nu te mai poate trăda, nu mai poate să vină sub formă agresivă, pentru că neavând ce să aperi, nu mai aperi nimic și nu mai protejezi, nu te mai protejezi, nu mai cauți binele tău, cauți binele celuilalt mereu și atunci, neavând ego, nu poate să vină constrângător pe tine. Deci asta este calea fericirii. Nimic pentru tine. E invers, e total pe dos. Că la New Age se învață fă totul pentru tine ca să fii fericit. Aia înseamnă diabolizare, înseamnă o suferință mai mare. Umoare de toate, dar toate lucruri, dar este nefericit. Pentru că deține lucruri care nu pot să-i dea fericirea, pentru că nu satură sufletul, nu sunt de felul sufletului. Deci materia, nu se vezi în lumea de dincolo sau la prag materie. Omul a strâns aici bogății, vile, mașini, bani, dar nu se vezi în lumea de dincolo așa ceva. Nu vezi în Da. iadul întâi lucrurile acestea pe care le-au prețuit el acolo, nu are șanse. Deci nu este. Deci el degeaba a strâns aici, că acolo va suferi. Datorită faptului că a strâns aici mai mult, a pus preț pe ceea ce nu are valoare, sufletul lui nu s-a putut ridica. Și acolo trebuie să sufere mult, că suferința aia îl purifică și îl poate ridica. Dar nu știi cât timp pot să fie sute de ani. Deci sufletul poate să stea acolo în iadul întâi sute de ani. La reeducare. Știi că ideea e că dacă aici credem în salvarea asta în rugăciune și în icoane și în ce mai credem noi legat de dogmă, dincolo cred că ne urmăresc chestiile astea. Cred că rămânem în acest stadiu să ne Au, rugăm, să bineînțeles, ura avem aceea pe icoane. care, da, ura care am Da. acumulat-o ne lovește acolo, amplificat. De ce mă gândesc că bunica mea, când am, una din bunicile mele, când a murit, era până în 40 de zile, mi-a apărut în vis și mi-a spus că de la mormânt i-a dispărut icoana. La mormânt așa se obișnuiește să pui și o iconiță mică, mititică. Și într-adevăr, când am fost acolo, îi lipsea iconița. Deci ei tot umblă după salvările astea în care au crezut pe În pământ. care au crezut pe mână, sigur, dar le distruge Da, acolo. da, da. Despre exemplu, omul care adună aici mult, acolo se duce într-un fel de închisoare. Adică Da. tot ce a adunat îl va constrânge acolo, va veni, deci va trebui să piardă. Și va avea sentimentul că îi le fură, că îi le ia, că îi le pierde, până când se distruge atașamentul de ele. Când va fi indiferent de casa lui, de banii lui și nu mai vrea deloc, adică efectiv nu va mai vrea să fie bogat, atunci s-a eliberat de acolo. Da. Deci este un proces de curățare, nu este rău. Asta se întâmplă. Suntem într-o școală de corecție, dar eu nu prea înțeleg. Strânge aici ca să ajungi în închisoare dincolo. La o închisoare mai aprigă. Mai aprigă, te calcă Da. ea în picioare de nu te vezi, te torturează. Te Da. torturează acolo. Cum spun ăștia aici? De securitate maximă sau cum? Da, n-ai nicio scăpare, n-ai, Da. te chinuiesc, e tortură acolo. Păi de ce se adune aici? Că cu cât mai multă plăcere, mai multă tortură acolo. Păi nu, e o nebunie. Da. De aia am zis că o să fac cu Camelia moartea moții și desăvârșirea continuu, 20 de ani. Continuu să facă. De aici încolo. Sau 30 de ani. Da. Bine. Până ne săturăm și noi, până ne înțelegem și noi. Da. Sunt curios, chiar este primul experiment pe care îl facem de tipul acesta, ca să vedem dacă apar alte idei, vom observa vom avea o altă înțelegere, mai evoluăm sau stagnăm.
că astea sunt Nu. ultimele, altă situație, nu vă mai vedea, dar ideea este că trebuie să ajungem noi la o stare de îngăduință, să înțelege, bun, Da. omul se duce acolo, nu este un lucru rău, e curățat, este Dumnezeu acolo, veghează el, îi va face tot ce este mai bine ca să poată să-l scoată de acolo, îi va da cele mai mari necazuri posibile ca să-l scoată, care e rău, nu? Și în viața de aici se întâmplă același lucru, nu este niciun rău. Deci să nu ne supărăm pe cel care caută bogăția pentru că asta consideră el că este fericirea pe pământ. Nu e. Bogăția aceea este de fapt o nefericire mai mare aici și în lumea de dincolo. Da. Nu e. Este cale spre divin în modul acesta. Se poate după atâta suferință să cadă așa deodată și să nu mai fie interesat de nimic. Și atunci ajunge mai repede la Dumnezeu decât noi care zice că înțelegem. Și doar oscilăm. Da? Deci trebuie să ajungi la starea în care această îngăduință să fie definitivă toată viața. Adică să vezi soare de iubire peste tot și când ajungi să vezi peste tot, nimic rău nu poate să vină înspre tine și aia este fericirea pentru tine și pentru copiii tăi. Tu manipulezi. Tu, ca bunică, poți să faci, să creezi această fericire peste tot, de lângă tine, în momentul în care nu mai vezi rău și vinovați. Ea-i condamnat la fericire. Adică la același tip de înțelegere, de îngăduință. Asta e cea mai mare comoară pe care o poți să dai unui om. Să înțeleagă că peste tot este numai soarele de iubire, că nu e niciun rău niciunde, Dumnezeu ia doar roluri și doar ne ajută. Tot ce vine din față doar ne ajută. Răul este un mare bine. Când nu mai vezi niciun rău niciunde, ăla este raiul. Și viața ta va fi fericită. Fericită nu într-o formă că se ai, o să ai mai mult. Da, Nu o să ai da. presiuni din față ca să te calci în picioare. Da. Adică totul ți se va părea miraculos. Și o recunoștință, te cupui de o recunoștință și continuă, îți vine să mulțumești tot timpul, vezi pe Dumnezeu peste tot, faci ca din filmul acela, picat din cer, tradus ca fiind Sfântul cu Eddie Murphy, făcea 10 pași, săruta pământul, cam așa ajungi la nivelul acela. Sau ca Poliana. Da. Vine cineva și a fost acuzat pe nedrept, nu? Că are un copil cu o doamnă. Au vrut, de fapt, să le elimine o televiziune concurentă de acolo, Da. că avea prea multe vizualizări. Și el nu a zis nu. A luat copilul, n-a zis nimica și pleca cu copilul, zâmbit, știi? Și după o lună de zile, femeia aceea nu a mai putut să suporte și a mărturisit în fața camerelor de filmat că a mințit și că a primit bani ca să facă chestia asta. Deci, vezi, puterea cea mare este doar în acceptare. Când nu accepti, intri în conflict. Nu să te lupți să te aperi, trebuie, ci să invers, să nu te lupți și să nu te aperi de prezența lui Dumnezeu. Deci trebuie să te gândești de fiecare dată, în fiecare situație de viață, cum să-L aduc pe Dumnezeu în momentul de față. Și Dumnezeu îl alegi, în fața fiecărei situații, ai de ales între Dumnezeu și diavol. Diavolul ce este? Tramvaiul. Mersul pe jos e Dumnezeu. Diavolul este liftul, mersul pe scări Dumnezeu. A fugit de sarcine de la servici este diavol. A sări în ajutorul celorlalți când se poate este Dumnezeu. Când treci pe lângă o plăcintă și vrei să o mănânci, când vrei, când ai poftă să o mănânci, atunci e momentul să nu o mănânci. Pentru că ai nevoie de energie subtilă. Deci când zici, deci are alt sens. Deci pofta, foamea respectivă care o ai, n-are sensul să satisfacă o foame. Are sensul că dacă nu mănânci, atunci te încarci cu energie subtilă. Se ridică poarta cerului, se deschide și îți vine energie de sus. Deci noi... Deci pofta te ajută să te încarci dacă te stăpânești. Exact. Da. Sensul ei este momentul să te stăpânești. Nu e să-ți faci, să te bucuri de gust și de mâncare. Nu. Deci când apare foamea, este momentul să te stăpânești. Că tu ai nevoie de energie subtilă, nu de energie grosieră. Pe energie Da. grosieră se pierde. Deci sensul foamei este altceva. Incredibil. Nimic n-a mai rămas în picioare, mai ales. Nimic. E totul pe dos, e absolut totul. Noi trebuie să luăm toate conceptele astea general, care ni s-au dat și să le inversăm. Da. Apoi, ce mai arată organismul? Arată că când ți-e foame, nu ți-e foame de fapt. Ai nevoie de curățarea organismului de toxine. Că noi nu avem nevoie de minerale, de vitamine, de proteine, cum suntem, s-a făcut această teorie. Nu, avem nevoie de curățarea organismului. Restul, corpul nostru, le fabrică singur.
Degeaba iau oamenii, spre exemplu, vitamine pentru creier, că există o barieră encefalică acolo și nu dă voie nimic ca să ajungă la creier. La fel este în tot organismul. Nu elimină, ia suplimente și le elimină. Înțelegi? Deci nu, noi nu de suplimente, nu de mâncare avem nevoie de curățare, de mătură. Claude Bernard a spus că l-am zis cartea lui, un singur propus am citit și am închis-o. Nu mi-a trebuit nimic. Că singurul sens al mâncării este să fie o mătură. Deci trebuie să gândești mâncarea în așa fel încât să fie cât mai aproape de natură, cât mai cu fibre, ca să măture. Deci ce mâncare dai search pe Google? Ce alimente sunt foarte, au indice glicemic foarte mic și mătură organismul. Atâta trebuie să-ți măture. Că tot timpul prin mișcare, prin activitatea creierului, așa, se produc tot felul de toxine și organismul, celulele noastre au nevoie să se dezintoxice. Atât trebuie. Că uite-te, zicea Micea șaptea, 9 luni de zile nu am mâncat nimic. Și zicea, și toate, cu toate astea mergeam la toaletă. De unde? Deci, organismul produce tot felul de reziduri care trebuie să fie eliminate. De Da. unde? Dar chiar de unde? Cred că preia pielea sau cum, oare, cum le... Mucoasă, tot ce, el începe curățarea atunci. Începe curățarea și curăță arterele, curăță depunerile, curăță grăsimile, toate astea sunt materii, sunt materii, materii, sunt materie. Practic tot, să zicem de Mircea, tot ce încărcase el organismul, acum el, organismul se curăța. Se curăța, da. De că asta, Da. chestia asta cu noi ar trebui să fie stilul nostru de viață. Da. Lucrul acesta și mai trebuie și postul din ăsta numai cu apă. Dar când mănânci, mâncarea să fie de fapt ca funcție, nu gust, nu gust să urmărești, ci să fie care să aibă multă fibră, să poată să Da. măture. Atât trebuie, nimic altceva. Deci nu o mâncare pregătită, rafinată, pentru că am spus că am nimerit odată de la domnul Simionescu, mi-a dat un broșurică care circula pe circuit închis la Spitalul Fundeni, la Spitalul Oncologic Trestioreanu. Scris de domnul profesor Trestioreanu, domnul doctor Trestioreanu, în care spunea că mâncarea gătită peste 45 de grade este cancerigenă și mutagenă, depinde de zestra genetică a fiecăruia. Unul nu te poți baza că nu știi ce zestră genetică ai. Da? Și deci trebuie să te ferești de mâncarea gătită, că aia de fapt îți produce rău. De ce îți produce rău? Pentru că nu se mătură, se calcifiază, rămâne acolo blocate în intestinul gros și îți bagă în continuare tot felul de toxine în tine. Deci tu trebuie să fie intestinul gros. Viața și moartea, zic tibetanii, se stabilește în intestinul gros. Și mai este o posibilitate, se stabilește prin împărțirea sau neîmpărțirea în bine și rău. Viață și moarte. În momentul în care ai împărțit în bine și rău, a început procesul de degradare și degradare fizică și programele autodestructive care vin de la alții se activează. Deci este Da. foarte periculos. În momentul în care ei te scindează, au pornit programele autodestructive din spate, că trebuie să vină să te aducă neutralitate în zero. E foarte logic, e foarte simplu lucrul ăsta. E de bun simț, nu supărăm pe nimeni. Că nu spunem aici decât să iubești pe toată lumea cea care e supărarea. De ce se înfurie ăștia? Da? Că ei nu pot să înțeleagă că dintotdeauna stăpâni la lume, toate scripturile care le-au făcut au fost ca să poată să manipuleze oamenii, să-i țină în vrajbă, în vrăjbire. În momentul în care a zis celălalt este dușmanul tău, este vrăjmașul tău, atunci a devenit vrăjmașul tău. Deci noi nu Da. putem să acuzăm soarele de bine că e vrăjmaș. Dacă faci chestia asta, atunci tu deja ai realizat, s-a realizat divizarea și indarea. Și trebuie să fiți separat, îl vezi într-adevăr, îl vezi adversar, dușman, concurent și lupți cu el. Pentru că așa l-ai definit. Deci atenție ce definiții pui, ce etichete pui, că se transformă în realitate. Mai ales dacă se repetă. Și ce au făcut? Le repetă. Sunt 150 de psalmi. Repetă chestia asta de 150 de ori și zice, citiți de ce puțin odată psaltirea pe zi. Păi dai seama ce învrăjbire în noi. Eu nu știu cum rezist oamenii că scade și sistemul imunitar și o omoară. Te omoară. Se vede asta, scopul acesta se vede la cum se numește, Papa Honorius. Papa Honorius cu această carte de rugăciuni, ci că rugăciuni de invocații la diavol.
că ce face? Îl diabolizează pe om pentru că te uiți la dominanta. Dominanta nu e. Folosea doar una, două afirmații, că Iisus, că e Dumnezeu, nu știu ce, doar o afirmație. Dar toată lucrarea că era acolo, cât să tai găina, să o cucoși, să-i scoți pielea, să o usuci, să mănânci, să o bei, să nu știu Așa ce. îmi zicea. Ora 10, să te uiți. Să te uiți, îți limita asta, să te uiți neapărat. Și nu înainte de a te culca. E Trebuie groaznic. să ți cred că post. Visez numai diavol după aceea. Și după aceea zice că nu ești suficient de, ca să poți să vină ființele întunericului, citește psalmii. Păi stai puțin, asta înseamnă că ei știau foarte bine. Și știu Da, foarte bine. da. Dar eu nu înțeleg omul simplu, nu vede acolo că este întăritat. Da. Nimeni nu-i spune că nu ai voie să acuzi soarele de iubire din fața ta, să zici că e vrășmașul tău, să-i scoți dinții, să-i scoți ochii. Nu se poate așa ceva. Deci este discurs de ură, în mod Cum repetat. să, știi cum se întâmplă? Suntem născuți și educați așa să fim diavoli și nu ne dăm seama. Zicem că e normalitate. Se spun lucruri bune în Noul Testament, dar sunt accesorii. Da. Sunt accesorii, cele importante nu se spun, cele mari nu se pun și pentru faptul că a pus un om intermediar, tăia legătura cu Dumnezeu. Pentru că nu există între om și Dumnezeu, nu există altcineva. Pentru că Da. Dumnezeu este în noi, ține 100 de miliarde de celule în funcțiune, ce să facă un alt om? Ce să facă un salvator, un mântuitor? Poate are ce să facă la noi? Păi Dumnezeu, pe cine să repare el? Da. Cine nu este în ordine? Cine este greșit? Că e Dumnezeu în noi. Este soare de iubire. Doar nu vezi tu. Pentru că suntem atașați de materie și nu vedem. Dar omul din pieptul lui pornește continuu raze de lumină. Fiecare om este sfânt, Da. zice și în Vechiul Testament, toți sunteți fiii mei, toți sunteți sfinți. Ce înseamnă sfânt? Păi același soare de iubire. Nu e nicio diferență între noi. E tot Dumnezeu acela băgat în noi. Da. Tot soarele de iubire introdus în noi, băgat în mic. La fel este și în gângania aia mică și în furnicuță. La fel este peste tot. Deci ăla cât de mare soarele de iubire, că mă uitam și era infinit și așa, toată imensitatea aceea este băgată într-un om. Na. Că l-am văzut întreg. La 2 ani a fost primul lucru pe care l-am văzut Dumnezeu, care era și în plantă și în câine și în bărbat și în femeie. Este peste tot. Da. Și atunci atâta trebuie să facem noi. Care e lucrarea lor? Să nu vezi și să nu înțelegi niciodată că tu ești o ființă a cerului. Să nu dai seama. Și care e vindecarea? Că de azi că toți vindecătorii ăștia, absolut toți, sunt șarlatani. Începând cu preotul, avocatul, politicianul, toți se bazează pe ideea că există atâta timp că există împărțire. Dar dacă tu devii una, te unești cu Dumnezeu și doar dăruiești, doar iubești, atunci ei dispar, pentru că iubirea nu are opus. Da. S-a terminat. Și rămâne numai iubirea. Dar iubirea e un cuvânt așa prea general. Și rămâne numai să fii robul tuturor. Slujitorul tuturor. Ca să fie toți fericiți și mai ales dogmaticii religioși și ei, să fie fericiți. Că ei se roagă ca să nu fie robi. Că dacă ar fi robi și slujitorii tuturor, nu își mai pune întrebări și nu au nevoie de rugăciune, pentru că chiar slujirea tuturor este același comportament, devin una cu Dumnezeu, că te comporți la fel ca și El. Deci noi nu putem cunoaște pe Dumnezeu decât prin asemănare. Bun, sunt toate teoriile astea. Omul, să știe, când se duce la spiritualitate sau la biserică, el nu se duce ca să-L afle pe Dumnezeu, se duce ca să-și crească binele propriu. Comoditățile, bunăstarea, atâta. Da, se duce că nu-i merge bine. Că nu-i merge bine și vrea să-i Da. meargă mai bine. Dar el nu înțelege că faptul că nu-i merge bine e cel mai bine. Este, de fapt, vindecarea. Vindecarea sufletului lui. Că ceea ce vine din față i-a dat Dumnezeu, nu un om. Nu vine, da. Nu omul îl chinuiește, ci Dumnezeu îl chinuiește. Îi scade orgoliu și îi salvează viața. Tot ce vine din față este spre dezvoltarea noastră. Că nu mai vezi rău și vinovat niciunde și e foarte simplu, ca un joc, jocul mulțumirii. Tot timpul ce spui, să fii atent la ce explicații îți dai și toate explicațiile care le dai, să înțelegi că din față vine numai Dumnezeu, nu sunt oameni, deci s-a terminat cu atacul la persoană, să înțelegi că nu există niciun rău în lume și niciun vinovat, tot ceea ce vine din față este despre dezvoltarea ta
și spre creșterea și pe curățarea sufletului tău, da? Și pentru scăderea orgolului, că noi suntem bolnavi, singura boală care există este, sunt bolnavi de egoism. Adică Da. prea mult eu și prea puțină dumnezeire. Dumnezeu, prea puțin Dumnezeu în noi. Avem prea mult eu. Adică, și cum să te vindeci? Că trebuie să-i spui, asta ar trebui să facă spiritualiștii ăștia, să învețe pe oameni să nu mai caute totul pentru ei, tot binele pentru ei, să caute binele pentru celălalt. Să se uite pe ei, să se lasă, să dăruiască, să se sacrifice. Un, asta nu pot să spună în condițiile în care omul vine la ei ca să-și mărească comoditatea. Vine la Da. biserică ca să îi fie mai bine. Nu poate să preotul să-i spună, băi, ai o casă de 9 camere, ia-ți o garsonieră. Ai o mașină frumoasă, dă din banii aia. Deci nu poate, atunci cel mai vine nimeni la el. Pentru că omul face orice numai ca să nu-și piardă nivelul de trai. Că, Da. de fapt, nivelul de trai pe care îl are este văl pe față și trebuie să vină necazul. Deci, de necazul nu poate să scape atâta timp cât el derivă eul din posesie. Adică când caută posesie, adaugă la el posesie, el de fapt își face viața nenorocită. Adică trebuie să-i vină necazul ca să-l desprindă. Deci problema este acumularea de prea mult bine pentru sine și prea puțină slujirea celorlalți, prea puțină sacrificiu pentru oameni. Pentru că prin sacrificiu corpul se limitează, binele lui este limitat, trebuie limitat în toate modurile. Omul nu caută în spiritualitate să se limiteze pe sine, caută să se bucure mai mult cu simțurile, caută să adauge mai mult bine la sine, nu să se împuțineze. În cauza asta nimeni nu caută pe Dumnezeu, decât dacă ajunge să-L cunoască când suferă. Îi dă o boală din aia, lua toate speranțele și atunci îți dă seama că nimic din ceea ce a făcut El în viață, alergătura lui, lupta lui, nu mai contează. Nu se mai poate baza pe nimic. A Da. rămas în mâna lui Dumnezeu. Da, asta este. Ia și iarăși am făcut o pilulă. Ai Da. mai o întrebare, ceva? Dacă pilula a fost pilulă să meargă până la capăt? Momentan nu mai am, nici nu m-am mai uitat, nu știu, le-am tot răsfoit acolo, dar nu mai erau. Întrebare de la tine. Se pot înțelege lucrurile astea? Sunt de bun simț? De ce se supără oamenii? De ce se înfură? De ce vorbesc așa de urât? Eu mă gândesc doar la ideea că ei au fost spălați pe creier și nu văd alternativă, că sunt sute și mii de Da, cărți da. în lumea occidentală care explică cum s-au făcut manipulările și în istoria religiilor nu se spune lucrul acesta, că de fapt tot a fost făcut pentru stăpâni ca să ne ia nouă puterea și Da. să nu iubim, că asta e problema, că în iubire omul se unește. Când se unește în iubire 10% din populație, atunci toată populația va ajunge să fie așa. Deci este foarte periculos pentru stăpâni, anume că ei dispar. Dispar fără să lupți cu ei, fără să le faci nimic. Dispar pentru că tu vei crea în fața, vei aduce din față numai iubire. Adică forțele cerului nu mai vin pe tine constrângător și trebuie să se schimbe. Îi schimbă așa deodată Dumnezeu. Deci le e frică de schimbarea lui Dumnezeu. Atâta timp cât pe noi ne scindează, ne divizează, ei vor exista. Și nimeni nu-ți dă Uite, puterea, toată lumea nu știe ce să facă ca să se divizeze mai tare. Și trebuie doar să înțelegi cum te-a divizat, care sunt mijloacele și toate religiile au diviziune și au și părți bune, într-adevăr, dar trebuie să te. Alea sunt în zona accesorie. Mult mai interesantă este Coranul. Coranul este mult mai. E un dreptar mult mai corect făcut. Știi de ce există dar cum înțelepciunea până a fost arabă? pătruns Coranul? Cum? Adică n-are și el cei care conduc lumea, de ce n-au intrat în Coran sau cum? A fost făcut de niște înțelepți care nu s-au simțit superiori, care nu au avut ca dorință să domine, așa. Înțelepciunea arabă este fantastică. Dacă te uiți, toată cultura noastră, noi datorăm culturii arabe, înțelepciunii arabe, cam totul. Că a ocupat zona Spaniei, Portugaliei, știi, Da, Cordoba, Califatul de Cordoba.
Și ei au adus științele, au adus cultura, că Europa era înapoiată. A adus academie, a adus discuții filozofice, matematica, nu? Cifrele. A adus toate calculele, geometria. Dar Deci ei nu erau cuceritori? Arabii n-au fost niște cuceritori. au fost și cuceritori, într-adevăr, au fost și cuceritori, în schimb, au avut o chestie pe care ceilalți nu au avut, au introdus principiile spirituale, le-au introdus în societate, le-au transformat în principii ale societății. Și din cauza asta este mai de folosit. Acum, spre exemplu, Occidentul va fi musulman în curând, în 80 ani de zile. Va fi musulman. De ce Dumnezeu le dă această forță? Că vrem, că nu vrem, nu contează. De ce le-a dat această putere? De ce i-a dat puterea de a conduce? Și va fi bine. Deci pentru Occident va fi bine conduși de musulmani. De ce? Pentru că este un popor în care femeia a fost restrânsă și înfrânată. Că de la femeie pornește totul. Și acolo unde femeia respectă bărbatul, acolo este echilibru. Este echilibru, viitorul este asigurat, când respectă bărbatul, respectă pe Dumnezeu și noi ne putem dezvolta. Da. Occidentul este decadent. S-a dus la o decadență incredibilă, nu? Nu mai spun că ce este acolo, e dezastru. Și Da. chestia este că nu-și Păi, dau seama. drept dovadă e, adică e cumva, cei care ne conduc sunt cumva oglinzile poporului pe care îl conduc. Și, Exact. da, Deci nu e ne problema cu uităm. stăpânii, noi se luptă cu stăpânii, nu, stăpânii suntem noi. Da, Noi da, suntem da. stăpânii ce îi vedem în față. Lăcomia Da. noastră e lăcomia lor. Atașamentul nostru de materie este atașamentul lor. Da. Dorința noastră de îmbogățire, dorința lor de îmbogățire. Deci noi trebuie să ne desprindem și ei dispar de acolo. Dar nu poți să convingi un popor să se desprindă. Nu știu, atunci la Estera nu era așa de mare poporul. Dar acum este foarte greu, pentru că nu ți se permite să ai. Nu ai. Și mai este ceva, omul nu vrea. Chiar dacă spui lucrurile, dacă te duci acum, zice că ai autoritate. Da. Ești un om pe care oamenii îl respectă și te duci și spui lucrurile acestea. Nimeni nu te va asculta. Pentru că. Poate nici dacă ar veni să zicem cu o poveste de asta, că vine un asteroid, uite, și în 3 zile, dacă ținem post, am putea să-l deviem. Nici așa nu Nu. ar putea. Deloc. Păi ți-am dat de exemplu cu dacă te înfrânești și mănânci numai mâncare sub 600 de calorii pe zi, crește durata vieții cu 25 de ani. Mai mult de 3 luni de zile n-a ținut nimeni dieta asta. Deci chiar dacă ți se spune clar, se aduce dovezi științifice, câștigi 25 de ani la viață. Nu, și totuși nu vrei, și totuși nu vrei, ce înseamnă? Nu se poate. Da. De ce nu se poate? Pentru că este complex acel, trebuie să ajungă să unească contrariile, să nu mai vadă niciun rău, să fie slujitorul tuturor, să scadă ego ca să poată să înțeleagă că dacă el se restrânge în modul acesta, el îi se prelungește viața, dar nu vede. Nu Da, vede. exact, Oricum înțeleg. îi se prelungește viața. El, când... Deci dacă îi spui, dacă omul ar fi robul tuturor, n-ar avea ego, fără ego nu mai mănâncă, nu mai bea mai mult decât trebuie și mai departe, nu mai are adicții, și atunci nu mai trebuie să vină necazul din față și atunci viața lui se prelungește. Oricum se prelungește, dacă el este robul tuturor, slujitorul tuturor, oricum. Și nu mai vede niciun rău, niciunde și niciun vinovat și unește contra el. Dar n-are. Că, să știi, deci este blocat complet. Atâta timp cât omul nu este sluga tuturor, slujitorul tuturor, nu se ridică volul. Dacă nu se ridică volul, el nu va putea să unească contra el, decât nu va putea. Că va vedea lucrurile în parte. Va vedea și va gândi în parte, mereu parțial. Și nu are cum. Totul e blocat. Deci mergem, mai bine mergem spre sus la spânzurătoare, așa zice omul. Că uite-te, noua ordine mondială este susținută de miliarde și miliarde de oameni. Toți oamenii o vor. Am văzut și în estul Europei, am văzut și în Orient, acolo. Deci dacă 1.300.000.000 de oameni nu s-au răzvrătit
și ei au ID digital. Unde se mișcă doar cu ID-ul digital. Și nu știu cum le convine, că dacă nu mai, dacă n-ai scorul respectiv, te duci să mănânci, la împinge tava și zice robotul, zice inteligența artificială, nu poți să dau să mănânci, că nu mai ai credit. Ce poți să faci atunci? Ești mort. Cum Da. mănânci? Cum trăiești? Cum supraviețuiești? Unde e libertatea ta pe care ți-a dat-o Dumnezeu? Unul nu-și dă seama. Și uite, au intrat deja, 1.300.000. Păi dacă 1.300.000 de oameni n-au zis nimica, păi cu ceilalți floare la urechi. Puțin mai greu este în Occident că oamenii s-au obișnuit cu bunăstarea și se vor revolta. Când îi iei bunăstarea, probabil că de-abia atunci se vor revolta. Ce facem cu lumea arabă? Ei vor accepta asta? Asta este și lumea arabă este o problemă. Lumea arabă este o problemă pentru ei. Și atunci de ce fac chestia asta să-i aducă în Europa? Cum, adică nu înțeleg cum o vor Pe merge etape, astea sunt pe două mâine etape, că în... ei au zis că noi îi putem și pe ei manipula, suntem așa de puternici, nu, îi putem manipula și pe ei. Sau poate merg pe ideea că dacă vin în Europa... Îi vom corupe și pe ei. Exact, Le exact. vom da bani, sunt coruptibili și mai departe. Da, Îi da. corupem la vârf și vârfurile, oamenii Da, vor face da. ce li se spune la vârf, nu știu. Da. Mai ales dacă ai scos din matca lor, unde toți sunt la fel cât de cât, și aduci în lumea asta mai modernă, E puțin mai pică. complicat la ei, pentru că conducătorii sunt unii, dar ei ascultă de conducători religioși care sunt jos, sunt împreună cu ei, sunt jos. Nu-i ascultă pe aia. De aici este o problemă pentru ei. Adică Crezi, eu conducătorii cred că mai au religioși. și ei corupți, totuși, care nu mai ascultă chiar toți de Se religia poate, lor. bunăstarea îi corupe și pe ei. Da, da, da. Au siguranță că se pot schimba lucrurile. Totuși încearcă. Încep să încerce și până la urmă, așa din încercare, eroare, se perfecționează. Că așa a făcut și cu comunismul. Da. Comunismul a fost o etapă, o primă etapă ca să ajunge acum la noua ordine mondială. Și e bine ce se întâmplă, pentru că dacă suntem atașați, Dumnezeu zice, băi, dacă nu vreți să vă restrângeți, uite, luați toate plăcerile de pe lume, vă calcă toți în picioare, o să muriți ca fraierii și asta este. Dacă voi nu înțelegeți. Cu noi ce s-a întâmplat totuși pe vremea lui Ceaușescu? Poporul român, până la urmă, s-a dezlipit, a fost o dezlipire din moment ce ne-au aruncat ei în libertățile astea să ne lipească mai mult? Nu, n-am fost lipit, am fost dezlipit, am fost lipit mai mult. În comunism? În comunism, noi râvneam, ascultam Europa Liberă și râvneam să avem bogățiile lor, să avem mașinile lor, să ne plimbăm peste tot. Deci era o lipire mult mai puternică. Și Dumnezeu ne-a dat această libertate care nu este libertate, este o dezlipire. Pentru Da. că ea vine la pachet cu pierderea tuturor bogăților țării, a controlului asupra țării, pierderea Da. țării total în mâna străinilor și mai departe. Da. Deci este o dezlipire. Ceea ce zicem noi că este libertate este de fapt o robie. Ne-a aruncat în robie. De ce? Pentru că eram dispuși să punem materia pe primul plan. Și Dumnezeu a zis, a, vreți materie? A luat o robie aici. Să fiți robi la străini. Să vă calce Da. în picioare. Spun eu până când. Până când vă veți desprinde și mă veți pune pe primul plan. Adică nu veți mai căuta fericirea lumii. Dar nu vă șanse, pentru că tinerii asta fac. Tinerii visează numai la bunăstare, mașini, Tinerii tracții. nu cunosc altceva. Nu S-au cunosc născut în altceva. bunăstare. Da, s-a Da. născut în bunăstare și asta zic că este normalul, Da. normalitatea. Dar nu e nimic o să Da. ajungă și ei să piardă, nu se văd, că de căsătorii nu se mai căsătoresc, suferința au de toate, bolile le-au pe toate de tineri, cad pradă tuturor Adicțiilor. adicțiilor, manevrelor acestora, omoară la ei în toate modele posibile, asta este. Da. Este tot Dumnezeu care ia aceste roluri, care este lumea lui, e prea complicat pentru noi. Nu ne bate în cap. Noi suntem Universul nostru. universul nostru, conducem universul nostru, noi aici să fim cum trebuie și nu avem niciun fel de problemă. Pentru că dacă ești cum trebuie aici, se vor cupla pe tine în fundal. Da, Și da. mulți oameni se vor trezi că fac același lucru, nu știu de ce.
oameni din țări diferite, de limbi diferite, de culturi diferite, se vor trezi că vor gândi la fel. Se cuplează. Pe energie, probabil, venim pe Da, păi și rezonanță. familie, nu vezi că se trezește Da. lângă tine că spune lucruri pe care tu le gândeai. Sau Da. ajungi la concluzii pe care, la care ai ajuns tu și zici, cum a putut? Eu m-am chinuit atâta să ajung la această concluzie și l-o spune așa, întreacă, de unde o spune? Dar interesant că nu se trezesc toți din familie. Da, pe anumite nivele. Nu. Da. Depinde de hotărârea ta și de fermitatea ta să nu mai abandonezi scala asta și de fiecare dată să fii atent la fiecare întâmplare, cât de mică, pe cine alegi. Alegi diavolul sau alegi ființa divină? Da. Sufletul. Dacă să alegi ființa divină, trebuie să vrei să pierzi. Aici e problema noastră. Ființa divină nu vrea să câștige. Ea cedează. Deci mereu trebuie să-ți cedezi bine, să nu-ți cauți binele tău, să cauți binele celălalt, mereu să te jefești pe tine. Atunci te încarci cu energie subtilă. Spunea Costi Ionință, nu? Lucrurile astea sunt ținute, știute de mii de ani, stăpâni la lume, le știu foarte bine. Ei se înfrânează, nu mai mănâncă. Ai văzut și la Papa Honorius, o să ascult și tu, 3 zile de post a ținut înainte de fiecare din invocațiile astea ale lor și de ritualul satanic. Ritual Da. satanic de-a binelea, cu tot felul de semne, cu un cerc pe care îl faci în jurul lui, o nebunie și cu psalm de ură, citiți în mod repetat. Deci asta este, asta a fost gândit. A fost gândit pentru diabolizare. Și la fel este și rugăciunea, la fel este tot meditație, toate astea, exercițiile au, pentru că caută să obțină un rezultat pentru ce? Pentru corp. Păi tu nu ești corpul și nu ești spiritul, tu ești sufletul. Sufletul nu are treabă cu corpul. Ce să faci cu exercițiile? Ce să faci cu rugăciunile? Că nu se referă la suflet. Sufletul are nevoie de dăruire. Poți să tu determini tu sufletul prin rugăciune să se dăruiască, să fie robul tuturor. Poți să faci, se referă la slujire, rugăciunea, că nu se referă la slujire. Te poate Da. determina să slujești pe ceilalți. Te poate convinge că tu trebuie suficient să fii sluga tuturor și tu te vei încărca cu energie. Poate spune lucrul ăsta, nimic nu spune lucrul ăsta. Îl ține pe Dumnezeu la distanță. Păi, dacă nu-l pui în comportamentul tău, dacă nu faci ceea ce face el, dacă nu ești robotul tău, n-ai cum să-l atingi. Că n-ai cum să-l cunoști, că nu se poate cunoaște mental. Trebuie să fie la fel ca el, ca să poți să-l simți din plin. E bucuria, vine o bucurie de a ajuta pe cealaltă. Nu mai contezi tu. Deci, cea mai mare bucurie devine după aceea să-l vezi pe celălalt fericit. Devine cea mai mare bucuria ta. Și nu te mai interesează de tine. Atunci când te-ai uitat pe tine complet și nu te mai pui pe primul plan, atunci te-ai unit cu Divinul și viața ta devine miraculoasă, se ridică casne. Păi nu vrei să se ridice casne? Tu credeai că prin rugăciune se ridică casnele aiurea, prin slujire se ridică casnele. Te-au înșelat, te-au Da. mințit. Nu-i nimic, merg mai departe. Soare de iubire mai și nu știe anumite lucruri. Da. Da, Este rolul pe da. care el n-ai ce să... Omul acela are nevoie de suferință. Până când îl calcă în picioare de nu se mai poate, nu mai are speranțe, îi ia toate speranțele și atunci poate să revină, să înțeleagă. Se ridică Da. vălul. Că omul îi se ridică vălul numai la suferință. Dacă este bine, n-are treabă. Nu-și ridică vălul. Da, în stare de bine, omul nu vrea să se schimbe, să știi. Trebuie să nu-i fie bine corpului ca să poată să se schimbe. Pentru că ce înseamnă divinul? Înseamnă cât mai puțin bine pentru corpul tău. Asta înseamnă divinul. Deci este total ilogic. În logica noastră obișnuită. Deci să nu-ți vrei binele, este de fapt Dumnezeu. Când vrei binele celuilalt, de fapt îl iubești pe Dumnezeu. De ce? Pentru Da. că ești o ființă comună. Tu trebuie să aduci mereu semn că lumea nu este importantă pentru tine și celălalt este pe primul plan. Omul de lângă tine ești tu. Păi ce fac celulele noastre? Ce fac organele noastre? Ce face inima? Ce face ficatul? Face totul pentru ceilalți. Dacă s-ar opri și ar fi egoistă inima și zice, gata, acum mă opresc, vreau să iau o pauză. Acum mi-ați vorbit de stima de sine. Vreau să am și o stimă de mine, nu mai dau nimica, Nu mă mai ocup și eu muncesc de mine. pentru voi. Nu mai muncesc pentru voi ca fraiera Da. atâția ani și Și continuu atâta și să mă zbucium atâta o mă viață. zbutum așa ca să fiu după aceea umilit și călcat în picioare și certat. Nu. Mă ocup de mine. Și gata, în secunda următoare ai murit. Da.
Deci Sau aici trebuie să ne ficatul, lăsăm. când îi crește orgoliul ficatului, sau umflă în tine acolo. Da. Și ei se, organele se sacrifică unele pentru altele. Da. Adică ele, într-adevăr, stau acolo și îndură suferință ca să poată să... Când depășește, spre exemplu, posibilitatea de a curăța rinichiul sau ficatul, nu? El se îmbolnăvește. Da. Depășește că... Ideea trebuie să... soluția este să mănânci doar ceea ce e mătură, ceea ce este fără gust, nu apropiat de natură, cât mai lemnos, cât mai cu fibre, cu indice glicemic mic. Că problema noastră importantă sunt inflamațiile și pornește de la pancreas, de la insulină. În momentul în care mâncarea este rafinată și este plăcută, imediat se ridică insulină ca să poată să echilibreze inflamațiile, pentru că se produc inflamații. Plus, alea se și depun pe pereții intestinului gros, da, și colon, și bagă toate rezidurile acelea, că se pietrifică, le bagă continuu. Continuu le bagă în circuit, în sânge, și ca să stă omul se îmbolnăvește, organele se îmbolnăvesc. Trebuie, deci, mâncarea este făcută numai pentru curățare, nu este pentru idee că îți dă vitamine, îți dă proteine. Nu e, este o idee falsă. Noi mâncăm ca să ne curățăm organismul. Poți să faci, să-ți faci o dietă, dar nu mai mult de 40 de grade. Că distrugi totul atunci. Deci cât mai rugoasă, cât mai apropiată de natură și de calitate. Și să nu fie de gust ca să-ți vină tot timpul, să mănânci tot timpul cât mai mult. Nu. Și atunci când mături bine organismul și te perfecționezi, pentru că încetul cu încetul găsești și alte modalități de combinare a alimentului și mai departe. Și puțin să mănânci, să zicem, o dată pe zi. Oricum, stomacul se face mai mic. Când se Da. face mai mic, nu mai produce acid clohidric și nu mai apare senzația aceea de foame. Da. Deci când se foame, nu se foame, ai nevoie să-ți cureți organismul. Asta e de înțeles, ca și concluzie. Și ca și comportament, să ne comportăm ca o ființă a cerului, ca să... Ființa cerului vrea să piardă, nu vrea să câștige. Tot timpul dă gratuit, se sacrifică pe sine, nu urmărește un avantaj pentru, un profit pentru ea. Face totul gratuit. Asta este ființa cerului. Interesant este că în fiecare zi, nu știu, apare necesitatea de a spune lucrurile probabil încă o dată din nou, că n-am spus lucruri noi deosebite. Dar simt nevoia mereu că omul nu e stabil în această înțelegere și repetiția îl face să poate să înțeleagă mai bine. Și revenim să nu se supere dogmatici, că nicio problemă, pot să-i sunt liberi să creadă în cine vor și să sufere cât vor ei de mult. Păi și Asta este dacă o cale. se supără tot aia, e că tot pe drumul ăla se duc. Asta e o cale de bun simț, a fost pusă de mii de Da. ani, începând cu Tao Te Ching, Advaita Vedanta, nu vede, Zen probabil a fost, nu știu, o să vedem noi, probabil este și în Coran spuse lucrurile astea, în Vechiul Testament este spus că Dumnezeu este în toată poziția, acțiunea ta e gândul tău și mai departe, și se Da. blochează ura și judecata. Deci acea explicație care se blochează judecata și ura este adevărată. Am Orice găsit și Noul afirmație. Testament, am găsit pe aici, pe Și în Noul acolo. Testament, sigur, și în Epistola Da. am găsit spuse, dar e așa accesoriu cât o propoziție, că e Da, frică de da. ea. E frică de, nu se poate să nu spun alte Da. lucruri. Și eu cred că o spun ca să nu primească o pedeapsă mare de la divin, că Dumnezeu o să zică, băi, Exact. e discurs de ură, vrei să mă omori aici, știi? Și atunci el Da. zice, stai puțin, că uite, mai am acolo o propoziție Da, care... lasă, domne, că le-am lăsat să vadă și ceva. Da. Dar oare, Marius, crezi că psalmii au fost scriși tot de cei patru? Da, eu cred că este din zona Noului Testament, exact. Nu are legătură cu Vechiul Testament. Nicio Da. legătură, pentru că în Vechiul Testament nu este discurs de ură. Da, Nu da, este. da. Doar ruga pe Dumnezeu să îi salveze de vrășmași. Și Dumnezeu le zice, băi, mai faceți post, mai fiți robii tuturor, supuneți-vă. Da.
Deci nu seamănă cu nimic din ceea ce este în Vechiul Testament. Este altceva, este și un alt limbaj. Da, și se vede, spre exemplu, că e proaspăt când sunt acei psalmi unde se afirmă că Dumnezeu este peste tot. Am găsit acum recent și foarte frumoși, foarte frumos. Nu e totul absolut rău, dar e vorba, dominanta este de blestem și de acuzație. Dar sunt și psalmi de genul acesta care sunt minunați. Limbajul de acolo e proaspăt. E un limbaj proaspăt, e de încredere, arată încredere, arată bucuria. Bine că există Dumnezeu, bine că El ne conduce, ceva foarte frumos, că e diferit de ceilalți psalmi. Da? De așa e o pauză de respirație, o pauză de țigare. Acum mergem la un suc și bem și fumăm o țigară. Cam asta este. Sper ca mâine să o facem și noi Biblia în continuare. Da, cum vrea Dumnezeu. Cum vrea Dumnezeu, da. Zi Da. frumoasă în continuare. Mulțumesc frumos! Da, mulțumesc și eu, Marius. La revedere.